același vă stă la poartă și mă uitam la tine. E o grămadă de treabă de făcut în curte. Ce treabă? Stai mă uitam și eu la tine să văd dacă vii. Intră dreacu în curte, tăi dreacu, îmi dau una cu asta, deși mi-a stat la mine. Dar dreacu, stai numai la poartă, c***u, să fii cu bătaia prostă. Dar ce-am făcut, mă, că m-am uitat și eu să văd dacă vii. Ia uite ce e pe jos. Dă mătura, nu măturai, tu te... Dreacu, de aici, în curte, dă-te, dreacu, mai repede. Păi atâta, știi, du-te să dai, la bucătărie acolo, dă-te, dreacu, de aici, de tută. Tu de ce am fi să faci? Păi, te ia mama, te aici cu mătaia proastă. Patin. Zici că ești bomba atomică. Da. Te, dreacu, dă micul, dreacu. Pune mâna și strângele, dă-te, dreacu, mai cu viață. A, dreacu, dar tu ni la spital de nebun nu te faci bine. Băi, du-te tu acolo, că tu nu-i sătus. Mă faci tu pe mine nebun. Mama, dă-te, de aici. Mă faci nebun pe mine, recu. Poate pui mâna pe toporul ăsta, dă-ți treacu el în cap, dă-te, recu, de aici, că te mai enervezi. Poate mă duc în toată lumea și te las, recu, aici. Bă, te ia, mă, mai bine fac pușcărie decât cu tine. Te face pușcărie, mă, că vezi ce faci. Te ia, că-ți dau cu ăsta în cap. Vin la tine dacă faci pușcărie, mă, du-te. Te ia, recu, de aici, că-ți dau cu ăsta în cap. Și? De-a, recu, de nu în cap îți dau. Ia le și spalezi. Nu vreau. Ia le faci spalezi. Nu vreau. Fă, tu faci circ, faci cu mine pe curte, pe zi de zi. Mă, bine, să cu jocul tău, tu, cum ai că îți bagi joc de mine? Te e dreacu de aici de tot. Eu sunt prost, te e dreacu. Te e dreacu de gama asta să-mi bag de tot. Te bat să mor de unde bat? Hai, să vedem pe cine bat. Fă tot, a mers pe mine, și mă zice, norocul tău, te e dreacu pe mine, mă, mă. Eu te bat, dreacu, mă, fire ea, dreacu, cu norocul tău. Te e în caz, du-te, e dreacu de aici. Cu câțiva ani în urmă, lucrurile stăteau altfel. Marian lucra în poliție și avea un venit decent. Dacă atunci fugărea infractori, acum a ajuns să-și fugărească propria soție prin ogradă. Ca să se liniștească, Marian face o plimbare la cârciuma din sat. Când se întoarce, e la fel de nervos. Ce faci? Ce să fac? Stau în pat. Știu, dar iar la telenovela dracilor. Păi ce vrei să fac? Eu dă prostă că ești. Ce vrei să-ți fac eu? Eu. Păi, tu ai dat-o ziua la cârciumă și vii la mine să-ți fac eu mâncare. O să beau. E, du-te. Ai luat pâine la copii de dimineață? Ai dracu din gură. Ai cum, mă, taia prost. E, cum? Ai, du-te, dracu, de aici. Hai să ne uităm la televizor amândoi să vedem ce ai să faci. Ai, dracu, de televizor cu norocul lui. Scoate-m. Ei, tu tută să-ți dea omul, să toată la căldurică. Păi ce vrei să fac? La ea, pe aia, stau cu copii. Ide și nu ne... Păi tu ce faci? Fac p***. Uite, sperii copiii ăștia cu gura aia ta mare, de ne știe vecinii, de ne-am știut dracu tot satul. Și ce faci? E, ce să facă? E. Ce faci tu toată ziua? Să-ți dea omul, să stai, stau și acasă, nici dau dracu mai plin nicăieri. Ai luat un sat de cartofi să mâncăm o lună din el. E, pușie. Ajută-mă să-i cresc. Păi ce nu? Nu sta toată ziua la cârciumă și pe drum cu toți bagabonzii. Stau și acolo, mai beau și eu, mai uit de supărare. Să viu acasă, ce să fac acasă? Să viu să mă cer cu tine toată ziua. Ia căruța, du-te cu ziua la araci, la vie, la draci, unde se duce lume. Haide că le mai pui un par de bere. Păi atâta știi, atâta, bagă mâna în cartofi și bagă în cara de bere. Ăștia să-i și bagă în tine. Ia să-i bage măta în gură. Da, să-i bage măta, bagă-i tu că tu i-ai adus. Îmi pui un par de bere și plec la cârciumă să vezi ce beau. Hai, fă-mă dracu, bă, te beau și eu. Păi te-ai prostit acum? Păi dacă tu bei, eu de ce să-mi beau? Ca dracu ce ești, de ce nu bei? Pune să... Să vezi ce mă găsești aici. Măta, măta băut. Așa, și? Și acum ia-o tu. Și ce faci? Ii tu locul lui, și mă, mică, care problemă? Hai să treci. Hai să treci. Hai, hai, ia, mai am ca una. Mai nu ești o doamnă și pasă. Ia, o doamnă, că mai mult mâine cu ziua, iar bani. Pentru ce? Pentru beri? Păi de ce să nu beri? Păi, o să cază dracu tavanul ăsta pe tine aici. Ia ce frumos e aici. Da? Mai zgârmă copii, mai trăie copii și merge. Tu te la servici, că ai văzut ce vine mașinile și caută oameni. Pe 12 milioane, tu nu te duci. Eu? Da. Tu ești la poartă, acolo și faci el ăla, haide. Nici de-al dracu nu vreau să muncesc pentru tine. Stau cu burta goală. Nici nu vreau să muncesc pentru tine. Păi mi-e foame, mă, și mie și la copii. Ce mâncăm? Ție nu ți-aș ajunge nici de-al dracu mâncare. Uite de la mine, da? Dar tu bei, bei. Da? Da? Păi eu muncesc. Hai, ia și bea. Dacă nu mă duc să vezi, nu că mă duc acum și mă duc chiar acum la cârciumă și viu. Pe unde să mă duc? Dacă găsesc cu ziua, viu. Cine îți dă ție bani de la ora asta în sus? De mâine găsesc. De mâine și până mâine ce mâncăm, mă? Ce mai găsim? Ce? Păi mănâncă ei, nu mănâncă. Untură pe pâine? Nici de-al dracu nu plec. Nu pleci? Da. Du-te măcar la primărie cu lopata în mână. Să duc alții, eu nu mă duc la primărie. Nu te duci? Nu, nu. Du-te acolo și răște la calca, tu stai bărigarul, o să ții, intre peste tine și tu, aici. Și tu și ce eu, faci? Și eu stau un pac cu coan. Stai eu cu ăștia, că de ce m-am măritat, să mă ții pe mine, bărbatul. Bărbatul? Da. Ai, taci în gură, nu mai te ține bărbatul pe tine. Dar ce să fac? Ati femeie muncește să-ți bate și cu copii. Păi da, da, bărbaților e... Ce bărbați? E ca lumea, nu ca tine. Cel puțin s-au certat, dar nu s-au mai alergat. Să vedem cum reacționează cei doi soți când e vorba despre treburile din gospodărie. Oh, ce-i ce-a sferea, dar e cu vieță.
Unde fi fost, mă, mâncați aici, gura ta, femeia asta, măi? Frate, mă, că nu face nimica, măi. Aude, bă, de gheață aici. După două, trei zile. Păi repede, măi, cu viață. Adu fă mătura aia și tu, firea. Ce mătură să-ți aduc? Pune mâna și pune-l în roabă și de apă. Tu cu și ea mătura aia, că te ia mama. Știi să dai, atâta știi să faci. Pune mâna și dă afară de acolo, ia-l, pune-l în roabă. Eu mă duc cu ziua ca să vin să... Te-ai omorât, ce te-ai dus cu ziua? Firar ziua ta, dracu, ai adus 50.000 atrasă până... Cu ziua mea. Ia mama. Hai, dă-i că atâta și să-mi faci capul atât. Firea, dracu, să fii că bag furca asta în tine. Du-te, dracu, de aici. Adu mătura aia cu a... Firea, cu băta. A, cu ce dai cu gura aia, de-aia ne știe toți vecinii pe aici. Ia, aici din lac. Dați-vă așa în fața lui, că dacă dă bani să mă lovească pe mine, să mă lovească pe voi. Hai! Ia, pune mâna și mătură. Să fii că sperii copiii ăștia. Da, că tu nu-i sperii. Seara de seară când vii pilit și faci balamuc. Du-te, dracu, cu că mi s-a urât să mai stau cu tine. Ia, da, du-te. Hai, pune mâna. Te ia, mă, te dracu, de aici, firea, mă. Pune mâna și dai cu mătură, fă curățenie. Ia uite cum eu arunc. Spui că de ce nu-ți dă ăștia calul? Păi de-aia nu ți-e, de că auți în coșar. Cum să-ți dea calul? Ia uite, ce-i acolo? Calul, măți. Da, dragi, păi de-aia n-ai bani. Să te iei un pachet de țigări. Că uite, nu, nici la cal nu ești, că așa îți dăteam măta. Bani. Păi, fii atent, vezi cum faci, vezi cum faci și pleacă de aici. De ce să plec? Pleacă, du-te de aici. Unde vrei să mă... Să ești mai apar din lac, te bate și pe tine pe urmă. Lasă băieții în pace. Să uite lumea. Și dacă să uite ce faci? Ce, nu știi ce piesă ești? Îți dau cu asta în cap să dea de... Ești bun numai de gură. Adu atât. Roaba aia, fie aia cât de roabă. Ce faci cu roaba? Încarci în roabă că afară l-ai dat? Ia dracu, dă-mi dau uite aici. Și dacă îmi dai ce faci? Dracu, mă fac, dă-mi dau uite aici. A, că le iau mâine și pui eu căruța și pui și calul și mă duc și-l duc. Și tu stai să te uiți la lună. Uh-huh. Nu ești în stare de nimic, nu ești bun, dar nimic nu ești bun. Tu chiar de să-ți dau pe buțul, că-ți sperii copiii, dă-te... Dai cu minte, nu da. Că și eu știu, păi eu nu iau și dau și eu. Tu, mătii. Ori tu ești mai bun ca mine. Hai că-ți dau ție peste mine. Vedem care e mai un dracu din noi doi. Da. Uite, eu te ia, eu. Cum arată? Și ce vrei să fac? Așa? Mă duc și-l schimb, ce vrei să fac? E dracu, de aici, uite cum arată. Păi cum? Să vin, uite, uite pe ăla lang. Hai, du-te, lasă, că n-am nimic, am adus și-i schimb. Păi, mișcare, că de-aia te-ai îngreșat, du-te, de-aici. Du-te și până la urmă și hai că să vezi ce-ți pui un băligaros aici, pe tot ce pui. Stai acasă, mă duc eu la serviciu, să te aduc ție de toate. Tu vrei să dau cu asta, da? 2 kg de bere, un pachet de du-te, și dre, tu să stai. Ce? Vrei carne, stai la inimă, la tre... Ii tu cât de aici. Pleacă, tu, măți. Mami. Aia de proastă care ți-a dat o educație proastă, rău de toți alea, dă-te în recu de aici. M-ai luat tu de bună. Să uite vecinții ai să te potolești odată. Hai mă, te pune și mă una pe și fac treabă, mă. Păi cine împrăci, dă-te. Și dacă îl împrăci ce face, nu ia mătura și-l mătur. Aici de nebuna de... Nu, uite-te. N-are nimic. Unde stai tu? Unde stai tu? Lasă că mă duc și-l schimb. Iată-l. Mă duc și-l schimb. Iar din nou. Ia uite ce e pe mine. Să pui mâna să-mi aduci de să spăl. Du-te la... Bagă-l tu și spaie tu. Eu te voi, eu zic să cănau ăla, mă, dacă dau cu asta în cap, dacă nu, du-te, cu scoate din lacul acolo. 8 ani mi-ai mâncat, tu mi-ai mâncat. Cu anii tăi. Uite ce mi-ai făcut. Ce ți-am făcut? 3 copii. Tu ai făcut de te... Am făcut și tu o cameră în curtea asta. Ai auzit tu pe un bărbat care a născut degele? O să stai cu alea în pătur, dacă nu pui mâna la muncă, să faci și tu o bucătărie, să stai și unei cu alea. Cine? Da. Aduci tu căruța aia cu a, trage-o cu a. Păi tu nu poți, că ești bărbat, trage de ea. Păi, du-te și trage-o, că nu mori. Așa e, uite. Păi tu ești ia pe de-aia mare de lugă și... Păi ești ia pe înaltă, grasă, ești mâncată. Păi de mașie, tu numai eu. De cu aia. De cu aia, dă-te, îți trag una acum, firea aia de... Dă-te, dai, răștii ceva, că nu știi nimic de capul tău. Te bat. Și dacă mă bat, ce faci? Te bat, dă-te, că să uită lumea la noi. Și? Să uită. Nu te cunoaște ce piesă ești, stai cu minte. Dracu, că dai ce mă doare. Da, și așa e, dai ceva să iei de la vine, tine. Vine să râzi. E formă de om ești, e și normal să vine să râzi. E și frumoasă aia, există. Haide, haide. Aia din... Du-te la altele mai frumoase, vezi care se uită la tine fără giulie un buzunar. Mai poate să p***a de asta pe curul. Stai cu minte să nu dai. Să te atragi la cu măta, cu datul tău. Bă, dracu. E de pe de aici, cu datul tău. E să fie. Da, așa, cu dungul, că mi-ai mâncat viața. A, poți și tu. Toată viața am plâns. Eu te întreb, de așa. De 8 ani de când te-am luat, de când plâng în continuu. În continuu plâng. Când te-am luat de la măta, aveai două perechi de chiloți. Ei, mi-ai luat tu 5. 20. Hai, taci, dracu, din gură, mai faci așa. Bă, ia mama. Te-a, uite, să uite de acolo, la noi, de te-a de aici. Și ce zici? Bă,
Hai, hai de drumul cu așa ce scoate. Pune furca aia tu spre mine, dă-te fi cu să fii că stai bună. Da. Cu, păi nu dau, nu păi dau. Păi nu dau. Ești în ți-a zis, uite lumea la mine. Și ce faci? Ce nu știe ce piesă sunt? Măi, ce e firea cu de stâncuță cu glasul tău? Da, sunt stăcutul, ce ești? Pune mâna și muncește, că e ploaie, că e vânt, că e nisoare. Tu stai du-te acolo, că ai trei copii. Măi, ce că să mănânci la burtă și tu bucăți. Dar să facă, m-am învățat, mănânc la două zile odată. Mănânc la două zile. Păi da. Nimic, nimic, nimic nu se leagă de tine. Păi de tine se leagă. A avut dreptate, mă, tacu, tacu, că nu-și vândă nimic. Mă, tacu, tacu, ce ți-a făcut, mă, te-a lăsat aici? Da. Da, p***u de aici. Auzi? A, auzi, o să du-te sun. La aia mici, auzi. De ce? Că a făcut treaba mare. Da? Ia uite ce mers, a zis că ești tramvaiul ăla nou. Marian fie și amenință nevasta, fie o fugărește, fie o ironizează. Ce-i drept, nici Gabriela nu se lasă cu una cu două, iar când vine momentul mesei, se găsesc noi motive de harță. Adu să mănânc. Da. Ciorbă spui? Ciorbă, ciorbă. Te ajunge pâinea asta? Că n-avem pâine la copii. Atâta fa firă, mă, asta e pâine? Păi de unde mai am multă, nu trebuie să dau la copii să mănânci? Și le-ai pâine tu? Așa, uite. Păi ce? Nu ți-am zis că n-am butelie să o încălzesc? Păi nici direct nu mănânc. Și ce vrei să-ți fac? Dacă vrei o mănânci, dacă nu arunc. Pune-ți-o în cap singur. Ce, ce să fac? Să-ți o pui în cap. Ia uite. Mănâncă dacă vrei, dacă nu arunc. Stai așa, dă-te cu bătă, că mă enervezi acum, dă-te bat, dar de toată curtea de toți vecinii se uită la. Ce vorbești, mă? Dă-te, e cu de aici cu capul, măti, du-te în casă, Ireia, de fi cu ciorba, măti, Ireia, cu norocul tău. Na, și mănânc cu o mânce, măta, dă-te cu ciorba, măti. Mă mănânci? Hei, de dimineață ai făcut la copiii aia cartofii aia, ziceai că e ghiulele, mi le-a dat mie. Și? Venisei așa cu ele, na, mă, na, ziceai că e tablă. Care e? O, fă, dă-te, că nu știi să faci nicio mâncare. Dacă nu mănâncă ciorbă, na. Păi dacă să-i știi, unde mănânc, dai ciorbă, zeamă de pe masa, de. Vino cu așa de-aș masaj. Nu mai te feri, dă-te, dacă e să-ți dau, îți dau eu una, haide. Păi lasă-mă să iau masa, că știu haide. Că de-aia prost. Hai, iau-o invers. Că nu e sănătos în cap. Cine mi-e? Tu. Pleacă, pleacă de-aș cu masa, du-te, pe vecine la noi, pleacă, firea aia, mă, alergea, cu curtea aia, uite, uite, acum azi rupeai gâtul. Ce faci? Cu norocul tău, mai faci figuri de să uite toți vecinii ăștia la noi? Ișa, ieși, dă-te, recu, dă-te la copiii aia, că țipă copiii aia, dă. Ai căzut și te-ai lovit la căpuț? Da. Uite, uite, mai se uite și lumea la noi. Uite, ce-a făcut? Și-a spart capul? S-a lovit la cap de ușă. Tu ți-ai că tu ieși în stare de nimic. Te rog eu frumos să pleci la cârciumă de aici. Du-te la televizor și lasă-mă. Lasă-mă, că mă stau cu copiii aici, în casă nu mai duți. Gata, gata, hai că te-am speriat copiii, dă cu de aici, de tot. Vezi că am plecat. Du-te! Mă duc, mă duc să-mi beau o bere și lasă-mă. Du-te să mai vii. Nu mai viu. Marian se duce la cârciumă să mai bea un păhărel. Între timp, în disperare de cauză, Gabriela se hotărăște să apeleze la consilierul de urgență. Nu mă mai înțeleg cu el deloc. Da, mă jură, mă... Cum îi vine la gură, așa sunt. Irina Petrea răspunde solicitării Gabrielei și sosește a doua zi de dimineață în gălăgioasa gospodărie. Cu siguranță nu va fi un caz ușor pentru consilierul de urgență. Bună ziua, Irina Petrea sunt. El e soțul meu. Îmi pare bine, Marian. Da, ce, da? Ce ați spus, doamnă? S-a plâns nevastă mea de ceva? Hai să ne adunăm un pic. Da, că... da, 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 nicio problemă. Nu prea stau lângă el, că dă cam repede. Aolea! Care e problema? Nu mai pot să mai rezist. Are niște gesturi foarte prostești. Da. Și tu, Gabi? Și eu ce? N-am ce să mai discut despre el. Că nu spăl ca lumea. Că eu atâi fac. Barind de călcă. Uite așa, în halul ăsta. Păi, atâi fac. Ce înjurături și... Stai cu minte, ce faci acum? Ce vrei să arăți? Ia uitați ce-a făcut. Ce am făcut? De dimineață până acum. Tu arăți de mine, tu nu sunt bună după 9 ani, nu ți-ai dat seama cine sunt? Dar întrebați-l câtă bătaie mi-a dat, m-a târât de acolo, din spate și până aici păi în față, asta după. Aha, păi asta doar, nu. Stați așa, că vorbim și nu ne înțelegem. Da. Deci tu de ce ai plecat atunci când el avea serviciu? Tot din cauza asta. Păi din cauza la care? La trai, venea acasă tot așa și mă bătea că avea femei. Eu nu înțeleg. Și a doua bătaie. Bătaie. Ce ai spus ceva și de care femei? Motivul? Bă, femei, nu mai spui că trebuie să plece aranjat, gătit, bine parfumat. Și luam bătaie tot eu, că nu știam să-l calc, că nu știu. Auzi să vă zic ceva. Tu nu erai îngrijit. Eu întrebat să eu cine calcă. Cine calcă? El calcă, da, el. Uitați un motiv. Tu calci? Da. Te-ai săturat de bețiele lui, te-ai săturat de scandaluri și de bătăi. Da. Așa.
Și? M-a mai fost un motiv pentru care da, că ai plecat? Se duce la femei. De ce te-ai întors? De ce? Da, da, da. Uite, de faci o fetii, ca să aibă și ea un tată. Deci că e tasul al ei și o iubește, nu? Este. Hai că nu dau în tine, că te, după ce pleacă doamna, ți-o dau eu ție ca lume. Dacă nu știu acum, dumneavoastră ați văzut popă cu patrafirul rupt și polițai nebărberit? Nu, că e o uniformă care presupune o anumită decență. Asta eu, totdeauna. E, dar vii la o anumită oră acasă, când ai ieșit de la servici, vii acasă. Cu ce te-a amenințat? Că dacă mai mă duc, ce înseamnă să mă duc eu cura la, să mă duc pe șantier? Ce să mă duc eu adică cura? Dacă te duceai îngrijit în uniformă, asta înseamnă că te duci la f***. Da? Mi-a spus cu gura lui că a fost cu ea. Cu ea? Da. Care e ea? Cu Gina. Vrei să-ți o spui pe nume? Îmi spune pe nume, na. Cu Gina. Dar o știm cu toții. Da. Gina, Vasilica, nu trebuie. Și nu vă spun dar că... Dar nu era păcat de uniformă? Vedeți? Na, și acum ai ce dar să mai așa zic? Așa spune, când ai uniformă, să ataci. Păi de-aia a stat toate cu păi ce? Am stat eu, a făcut trei copii și o proastă. Cum tu ai plecat ca o proastă, așa a plecat și ca proastă. Da, bari mi-am făcut copil și am stat să trag de rău cu tine. Aha. Păi de... cu cine ai făcut copil? Cu tine, cu cine? Eu nu recunosc. Aolea, wow. Nici asta nu recunoști, Maria? Păi recunosc că am semnat acolo. Certificatul copilului, atât, nu? Bravo. Actile alea. Tu te-ai gândit atunci când ai luat-o de nevastă ca ai să o înveți toate lucrurile astea da, da, altfel, altfel, în felul tău. În felul meu, da, doamne. Dacă vrei să trăiești cu mine, trăiești așa. Dacă nu, eu mi-au tot și plec. Du-te, pune mâna și sapă, că am pus arbagic și mănânci ceapă verde din mâinile mele și din picioarele mele care se pară cazma. Păi ce apă cu picioarele? Și tu ce ai făcut? Du-te, dracu, dar orice am pus. Auziți, doamnă? Ai mers la via, ai legat un rând de vie? De m-a găsit dracii, de m-a usturat, la uite-am în palme, uite bătaie-l! A cui e vie? Stai, a cui... Am mătă și-l tăc! Păi nu te-ai drept, ai fost cu... De ce? Ca să bei tu vin la toamnă? Și eu ce să fac? Eu să mă uit la tine și să spargi capul cu asta? Nu e păcat. Păi ei să-mi o dai! Tu n-ai săpat la via voastră. La vie? Da, n-ai la vie. A bătut la araci, atât. A bătut la araci. Așa, deci nu leagă bărbați. Nu leagă bărbați. Hai să mor eu. Da. Aici am comun asta bărbat. Dar femeile nu, n-are voie. Cât de proastă ești, dacă mai și bei, nu mai înțelegeam în curtea asta. Fiecare o ține pe-a lui. Reproșurile nu se mai sfârșesc. Consilierul de urgență intervine pentru a da discuției o direcție constructivă. Ce ați făcut până acum ca să ameliorați situația asta? Ce ați încercat să faceți? Tu ai încercat să pleci de acasă și n-a mers, te-ai întors ca să-ți crești fetița lângă Marian. Da. Tu ți-ai lăsat serviciu ca să ce? Ca să o păzești? Păi ca să nu, ce? Ea mi-a zis. Că dacă plec îmbrăcat frumos de acasă... Bun. Ca să nu-i mai dai motive de suspiciune. Da. Și de cert. Bun. Da, uitați, doamne. Să treci, bă! Când hai, a luat ea scobitoare de o drecu. Da? Și ce s-a întâmplat? S-a îngrășat? Păi n-a născut la noi copii? Să îngrașe omul? Să mai și îngrașe femeia. De trai bun, doamne, știți că doarme... Dar știi ce trai, poftește femeile astea la traiul meu, ce trai ducă. Deci de 3-4 ani lucrurile s-au înrăutățit foarte tare, pentru că văd că la fiecare propoziție tot un cuvânt urât sare și tot un reproș apare. Da. Cea mai mică mișcare, gata, imediat mă atinge. Există vreun moment în care sunteți de acord pe ceva? Există vreun moment, există vreo situație în care vă puneți de acord? Nu. E cel mai adrac cu femeia asta. Eu nu pot să dau. Uite, de exemplu, azi mi-a zis să-mi faci fasoli. I-am făcut fasoli. Așa. Uitați, m-am dus să-i pui în farfurie să mănânce, să vedem dacă, că sunteți și dumneavoastră aici, să vedeți dacă îi convine farfuria și fasolea care e. Ciucaș ia doza de răcoare cu un pic de relaxare. Ha, mi-a luat ce vă arăt. Asta e bucătăria. Da, bucătăria mea. Ca la țaolă. Da. Uitați-mă și dumneavoastră, dacă credeți că asta nu e mâncare. Dar de fapt de ce să plângi așa? Dar nu știu, uite, doar pui și o foi de dafin, piper. Da, nenorocitul ăla de bulion, nu poți să pui cât îi convine lui. Păi cât să pun când? Că am terminat un borcan, uite, numai în oala asta pun în urmă. Și de unde să iau că fac și o economie, că nu aduci. Nu știi dacă mâine îți mai ajunge, de asta te limitezi la ceea ce ai, să nu cheltuiești tot, să mănânci tot într-o zi, că nu știi... Că mâine n-am ce să pui la copii să mănânci. Uite, ți-am adus fasole să mănânc. Asta e fasole? Nu are mărar. Una. Roșie nu e. Ia uitați. Ia mănâncă tu. Păi tu de ce nu mănânci? Ce are? Nu mai țipa că te mă enervezi. Fire, pleacă de aici.
Cred că e aici de față cu doamna și mă super. N-ați încercat să faceți sal și altfel, să faceți separat? Nu știu, pentru el, dacă lui îi place mai pipărat, mai sărat. Când să fac eu treaba asta? Să uite la televizor, eu să doamnă, spăl, doamnă. Eu să sap în grădină, a, eu uitați, să fac toate. Ia uite, uitați cu lumea. Și el ce face? Și el își ia ce e pe el și pleacă și mai văd seara. Vine fără pâine, fără nimic la copii, eu ce să fac? Adică eu vreau, doamnă, fie, eu vreau să o dau pe breazdă. Hai să mă dai. Tu, că n-ai dibla bună, ești. Auzi, doamnă, și eu am fost ce am fost, am dat un test. De... Ce ai fost, mă, și ce ai ajuns? Și ce a fost, te-a întrebat. Da? Ce am fost? Am dat cu și eu acasă și uite, m-am mărtat și am făcut și eu trei copii. Să fiu și eu la casa mea cu bărbatul. Cu cine? Atâta știu. Cu tine, mă, că nu știu toată nimica, mă, că mi-a mutat viața de mine, mă. Ai știut decât să stai. Da. Uite, nu, alții face case, mașini, cumpără. Tu ce faci, mă? Uite, fac și eu o casă. Ce faci, mă, că ai făcut potecă la ăla, la cârciumă? Cine? Tu? Nu prea am respect de aia, că nu știe, nu înțelege. Da, ai avut vreodată? Da, dar când m-a luat, dar nu înțelege. Dar ce respect mi-a dat. Și de ce nu-l mai ai? Pentru ce ai respectat-o când ai respectat-o? A fost și ea mai tânără, mai... Arătam și eu mai altfel. Adică da, nu era cine știe ce respect, mai mult îți plăcea de ea. Acum nu-ți mai place de ea. Nu, că m-am îngrășat, că... Și ce faci, Marian, că nu-ți place mâncarea asta ei? Că văd că nu mănânci. Nu mănânc! Nu mănânc! Și gata, cu zilele nu mănânci? Și stai nemâncat așa? Îmi iau un colț de pâine, îmi fac ce-mi fac, dar nu mănânc. Mai bine mă duc, îmi tai, doamnă, o ceapă și mănânc ceapă cu oaia decât să mănânc spărături de asta. Problema era următoarea. Cheltuiai pe mâncarea ta mai mult decât bugetul pentru familie? Dar bineînțeles, ce am, doamnă, acasă? Nu-i ajungea banii vetă. El trăia singur cu salariul lui care le avea atunci. Cu deci salariul lui era pentru el. Da, zice, când se ducea și scotea banii pe card, el își cheltuia pentru el. Și ce, cum crezi tu că s-ar putea rezolva problema, Marian? Să adapteze mediul românesc. Bun, și dacă nu se poate adapta, care e problema? Trebuie să adapteze. Păi cum? Dacă nu poate, nu poate. Oricât încearcă, nu poate. Care e problema? Cum vezi problema? Ea trebuie să judece ea. Crezi că te-ai descurcat cu trei copii să crești singur? Da, mi-a spus cine, că e una de 18 ani, doamnă. Bine, stai un pic, Gabi, nu mai lua. Că mă enervezi acum, am zis-o de 18 ani. Doamnă, vă zic ceva, pe cuvântul meu, că mi-e sănătos la cap. Eu vă zic că nu are, ia uitați noastră. Nu are ce? Nu are bun în maniere asta, dar nu mai îmi face încă un doi. Nu mai cere femeie la pat. Cine? De ce te superi când și nu te-au? Asta nu... Ia pat, deci nu mi-ai spus farmacie, cum vezi. Nici sare, nici 70 de mii să-mi dai. Deci tu nu vezi nicio soluție la problema. Eu l-am întrebat așa, deci, ce să fac? Ba da, vă dă o soluție, doamnă. Care e soluția ta? Să facă mie, adică ce vreau eu? Eu sunt bărbat. Adică să o transformi în alba ca zăpada? Sau cum? În ce? Păi mai faci asta alba ca zăpada? Păi nu știu, în ce vrei să o transformi? Explică. Dacă o fac pe asta alba ca zăpada? În ce vrei să o transformi? Că tot nu pricep. Într-o femeie. Păi este femeie. Păi ce sunt? Știu. Tu și ești de ce? Ce sunt, mă? Ce sunt? Nu sunt și o femeie. Ce am? Tu, cum vezi tu soluția ta la problema voastră? Ia zis așa, mă, ce plăcere vrei tu? Eu să fac numai să nu mai fie ceartă și bărbat. Auzi, doamnă, deci tu ai face mâncarea. La pat nu e bună. A, la pat e bun, la pat, vă spun. S-a răzgândit acum. E bună dacă să zic că ți-ai zis seara. Haide. Așa ai zis seara? Da. Păi dacă îi zic... Că n-ai apă! Că n-ai apă! Ea a spus că e dispusă să-ți facă pe plan și numai să fie liniște. Faci de acum tu, uite că e doamne. Faci de acum mâncare. Dar mă, fac, eu la copii fac separat și-ți fac și ție. Numai să nu mai mă înjuri, să mai râzi de mine. Bun, credem că... Și eu fac treburile mele de femeie. Am înțeles ce Gabi dispusă să facă pentru ca să existe liniște în casa asta. Da. Și condiția ei a fost ca să aibă bani. Eu cer ție ceva. Mâncare, spălat, călcat și eu mă duc la muncă. Am zis, bun, hai, concluzie aici. Ai spus tu cu gura ta, da? Da. Ia, uite, de exemplu, spală. Da? Du-te că alea acolo are 2-3 zile. Da. Du-te și spală. Ia să vedem ce faci, doamne. Ia să vedem ce mâncare faci. Păi, acum te duci, na, după ea. Cei doi soți și-au luat câteva angajamente importante. Să vedem mai întâi cum își va îndeplini Gabriela sarcinile, mai ales că pretențiosul soției cu ochii pe ea. Ia uitați. Da? Apă, ziceți că e de aia de la petrol. Eu o iau acum și fac... Tot așa, o rup de tot, de un recu. Păi și de ce s-o rup? Mai ai început să stai formă? De ce, doamnă, o rupe? Păi era crăpat oricum. De ce o rup tu? Păi să vedem în ce te speri. Ia uitați, doamnă, na, dacă pe asta o aveam, e, o rup și rup de tot și iau și ia uitați apa aici. Asta e acolo, iau, ia și spală. Lasă să-și facă treaba, nu știu, tu când erai azi mic da, cu une, când făceai ceva. Ați văzut dumneavoastră cât de-a dracu este, dacă eu în asta mă spăl, că pe asta o am. De ce a dracu are tupeu?
s-o și rupă. Ți-a luat-o băta pe asta? Pe mai devreme vreau ai tu s-o rup cu totul, Marian. Ți-a luat-o băta? Nu, ți-a luat-o? Tu? Tu? Da. Pe, tu? Da, eu. Și ce te ferești? Păi dai, ai! Pe, te-am dat eu în tine? Du-te la muncă să iau albie nouă, să fac show, în baie, la copii. Mai face de dur cu albia asta, așa, și una păi să... nu mai face, ca termina. Acum îi plătești. Vedeți ce face ea cu apă. Ție capul tău! Ustam, ți-am dat tu. Ia să și două, hai. Vale, hai să-i spardezi. Uitați dumneavoastră ce-i păi dacă iese culoarea la pantalon, ce vrei să fac? Doamnă, ăsta e de rău? Hai! Ce, nu-mi vie, dragi, și eu pe tine și eu acum? Te bat? Mă bat? Păi aș bat, tu știi să dai. Uite, mă duc și ți-o arunc în grădină să nu mai opresc la vecini. Și o arunci pe mine, tu. Știi să-ți bag joc de mie, știi să leacă piciorul, nu? De ce râzi de mine așa în halos? Și de față cu doamnă? Eu? Fii, nu știu, altfel de om! Dar de ce tu nu înțelegi că ieși doamna aici să înțelegi tu? Păi nu duce angajament că luat! Păi ce vrei să mă fac, mă, când tu? Când tu îți bag joc de mine? Îmi faci ce vrei tu! Te de aici cu băta! Ia cu albia, mă, ia! Hai, spargi! Să te spui la băta! Te că de așa ești bun! Uitați, doamnă, traiul ăsta l-am de zi cu zi. Da, două, uitați, peste că câte perechi de pantaloni a spălat? Trei perechi. Și alea tot, dacă... Păi a spălat trei perechi de pantaloni în 10 minute. În 10? Dar tu în 10 minute ai dat numai din gură. Da? Da. Bun, doamnă, sunt mai curalit. Poate și butuți. Cine e de vină aici? Eu? Uh-huh. Bun, doamnă, ia să vedeți acum o chestie. Ia scoate apă, să vezi ce greu să scoate apă, să grătezi, să arunci albii, hai! Da, dar ca mine să spăl atâta o căruță după voi. Hai! Hai că vezi, da? Ia uitați pălătura aici, să dea dreacii în viața mea, să dea dreacii negre. Ia uitați, doamne. E? Ce e? Le-ai pus pe culme? Ești de panaramă. Le-ai pus pe culme? Le-ai pus? Păi eu nu știu să dau, dai numai tu? E tot adevărat, dai bine firea, cu măta. Te aici, dai mine? Panaramă, dă om ce ești, care nu ești stai de nimic. Pune mâna și spală după trei copii să vezi cum e. Firea, dracu, clătește. Dacă zici că stai și stau și mă uit la telenovele. Astea trăia clătite în patru ape. Tu ești învățată ca măta cu vrecie, dă... De aici cu vrecie, asta data e bună. Dă copii. Dă copii. Dacă aveți nevoie și a luns pe unul care nu face nevasta copii, să vie la asta. Dacă iese bani, fac și pas. Auziți. L-am luat de iubire, că aveam drag de el. Era frumos, nu era ca acum. Așa avea niște mușchi pe ele. Nu e vorbă. Era frumos. Acum a sturât. Dacă tu îi spui că ea e urâtă, că s-a îngrășat, îți zice și ea că te-a urâțit, chiar dacă nu te vede că ești urât, ție, dar înțelegi? Dar s-a făcut pe ea pe de lungă și ia uitați-vă. A făcut ***a mare până la genunchi și spune mie că sunt urât? De ce am... Ia-ți-mă alta! Auziți-a dracu' ăsta. Ia că vezi că e urâtă aici. Ia culoare. Marian se pricepe totuși la ceva, să găsească cât mai multe metode de a-și pedepsi nevasta. Nu vreau să iau apărarea lui Gabi, însă ea a făcut o treabă care mie mi se părea că e în regulă, iar ție ți se părea că nu e în regulă. Acum putem să argumentăm până mâine dimineața aici, dacă a spălat sau n-a spălat. Da. Exact, și nu iese nimic. Și nu iese nimic. Că de fapt nu asta e problema. Sunt conștient chiar dacă beau un pahar de bere, chiar dacă fac... Și rar am dracu de pahar ca tine sticlile. Ce îi faci sticle? Sticle de bere mari cumpărate de plastic. Cât să am aruncat de sticle mari? În fața lui doamna, numai de sticle ai vorbit. Da, dar păi de ce? Și ea, de ce-o doare? Da, tu ce vrei tu, orice plăcere vrei tu, dar fii și tu mulțumit de mine, nu, că fac și o treabă doamnă, toată ziua. Să facă... Ce treabă, doamnă, face omul uite, care... Uite, mă, arunii și eu la cal, uite, mă, am măturat și eu, uite, mă, am făcut și eu o treabă pe-n curte, mă. Uite, mă, copiii vine după mine, mă. Cine? Copiii? Da. De ce? Că țipă, doamnă. De ce țip? Doamnă, țip că am drepturi și nu mi le justifici și doamne, vedești tu mulțumit de mine, mă, ce fac și eu toată ziua, mă. A spălat trei perechi de pantaloni de trei zile. Am făcut și eu mâncare, am spălat și eu vasile, am făcut mâncare, și eu curățenie de casă, am dat și eu cu mătura. Ce vrei, mă, să fac mai mult mâncat atât? Să fii cu că nu sunt mulțumit dacă tu faci ce vrei, ce mă, vreau să-ți eu. Fac? Ce vrei să-ți fac și-ți fac? Ia să vedeți acum, plăcere. Ce plăcere? Asta vrei tu? Plăcere, mâncare, să calci. Păi nu ți-am făcut mâncare, mă, să mănânci? Ia uitați, doamne. Că plăi cu mâna pe topor. Ia. A, ia uitați. Nu, iubire, nu. Nu merge. Dumnezeule mare, ce se pot întâmpla aici? Ce drame se pot întâmpla? Nu, iubire, nu. Toporul ăsta îl lăsați aici la îndemâna copiilor?
Păi, doamnă, cum se dau atenția dumneavoastră? Păi nu-i vorba de asta, puteți să fiți și plecați de acasă. Dacă toporul e pe aici și el era cu mâna și scăpa toporul pe picioare și putea să ia picioarele, degetele de la picioare. Cât de proastă este cum se uita la copil. Păi ce, păi tu unde erai? De ce nu te duci tu? Doamne, doamne, era o rege. Marian, lasă-mă în pace că și tu erai aici și tu puteai să alergi. Ea era cu un copil în brațe. Da. Bun. Tu, ca bărbat, ca reacție, ca om instruit într-o armată, nu? Într-o forță. Da, domn. Cum să nu sare așa? El era cu toporul în mână și toporul, lama la topor era aici, aproape de picioarele lui. Știu, doamne, că... Da, ce iubire? Dar vedeți, vină-mă cu la mine în brațe. Nu vine să-mi plâng. De ce te-ai speriat? I-a zis să ne calmăm un pic cu toții, da? Să ne liniștim. Hai să stăm jos. Vrei să bei puțin apă, Simona? Hai să bem puțin apă. E limpede că scandalurile dintre cei doi soți au consecințe nefaste asupra celor trei copii. Consilierul de urgență pune lucrurile la punct. Uitați, doamne, de ce pare cel mai Marian, mult rău? Aspirește copii. Marian, stai jos. Stai jos. Da? Că nu e unul mai braț ca celălalt. Un copil era să se rănească, unul... Suferă. Știu, sunt conștient. Și celălalt, uite cum stă să plângă. De ce credeți că stau copiii să plângă? De frică, că uite. De frică. Bun, acum nu avem alt lucru mai important de făcut decât să-i liniștim pe ei. Simona, ești mai bine? Da. Te duci să te joci? Da? Hai, adică nu mai dau unde. Stai cu minte. Dar acum încolo știi cum e, mami, bătai când dormiți. Încerc să înțeleg, de fapt, ce vrea fiecare și ce îi place, ce i-ar plăcea fiecăruia. Pentru că într-un cuplu trebuie ambii oameni să fie mulțumiți de situație. Ce ți-ar plăcea mai tare? Un serviciu în care să porți uniformă? Să fiu și curat. Eu nu sunt pregătit pentru... Eu dacă mă duc în construcție cum vrea ea, bani mulți. Așa? Nu găsești. Nu sunt priceput în meseria aia. Vă dați seama că un maestru... Am înțeles. Ești de acord, ai fi de acord, Gabi? Da, ca el să-și reia un serviciu de genul ăsta? Da. Pentru și... binele la copii, da. Marian, ești dispus să încerci să-ți cauți? Da. Bun. E timpul ca Marian să-și respecte angajamentele și să arate că poate fi un soț și un tată bun. Până atunci însă Gabi are o nouă sarcină dificilă. Gata? Mai un pic. Oh, ai răbdare. Hai, mai fă patru dungi de acolo. Fă acolo. Și ce faci? Fă-le acolo ca lumea. Fă tu dacă eu nu sunt stare. Că tu ești deștept, prostă. Tu ai fost polițai. Adică... Da, ești polițai. Ia-te, tu la gura mare ești. Hai, lasă-mă să termin eu. Te recu de aici, nu mai faci așa. Uite, scalc, mă, că te duci la muncă, să vedem unde te duci. Da. Păi alea de la că călcap ca tine era gata, 40 de cămăși și 50 de cămăși și călca alea. Ești deștept. Calcă tu! Tu ce o calci? Păi până acum cine a călcat? Păi calcă și pasta și uite după servici. Care pasta? A, uite ce vorbește, hai să calc pasta. Hai, pleacă de aici dacă vrei să calc. Eu fac cum să calcă, dă-te aici să calcă, aici. A călcat-o, mă, aici. În picioare. Așa bagi odată, aia, așa să calcă, fă. Hai, lasă-mă să calc. Aolo, păi, fă, dar cât de proastă ești, fă. Uite, așa să calcă, aici și pe spate la guler. Hai, mă, lași. Păi, așa să... Lasă-mă, faci. Fă-i prost. În ziua de astăzi, se vede că le-ai pus mâna pe cămașă, o pui, uite, așa de... Să o calci aici. Cu idei fac cap. Cu firea, dracu, poate spui firul de călcat în cap eu. Hai. Să vede când e o femeie gospodină, prima oară o pune, uite așa. Lasă-mă, mă, să-i fac dungile acum. Auziți, doamnă, ați văzut cum ia cămașa, prima oară cămașa se calcă de aici, doamnă, să mă iertați, de la spate? O iau cum știu, dar iese călcată, iese. Nu calcă nici bine, să vedeți cum o calcă. Uite, femeie. Arată-i, așa. Prima oară cămașa se calcă, uite și aici. Așa. Cum este? Da, e guler și e călcat. E călcat? Da. Și tu ce ai călcat prima oară? Calci paste? Bun. Pasta o bag în pantalon. Păi, mai a, și nu vrei aici? Jos nu vrei? Nu vrea. E nebunul. Hai, spune. Faci ca mine. Așa, și iese tu ca mine. Și iese tu ca tine. Da. Te recu de aici. Mulțumit? Ia. Călcată după indicațiile tale. Deci tu, cum ai învățat tu, eu așa am călcat-o, dacă ești mulțumit. Ai și tasa ca la dracu, e bine. Bun, da, acum mulțumit? Ești mulțumit, puneți cămașa. Da, hai, îmbracă-te cu ea. Și-am plecat la muncă. Ha, chiar te rog.
Cu hainele curate și călcate, Marian pleacă să-și caute de muncă. Gabi rămâne acasă împreună cu Irina. E bine că a plecat să-și caute de treabă pe ziua de azi. Măcar nu mai stă pe capul tău. Măcar nu mai se găsească. E greu de găsit. Da. Dacă vrei să găsești, găsești. Dacă nu, te duci o zi da, și trei problema... de acasă. Problema e, da, bine, așa, dacă tot cauți, da. Găsești, poate găsești, dar poți să ia, na, ghinion. Nu face. Știu dacă, nu mă bazez pe el, că nu cred că se duce acolo, cred că a nimerit în altă parte. Ia Toni! Ia Toni! Ce mai faci? Uite, vreau să zugrăvesc puțin. A început să se... Ai vrea, dracu, mă cer cu aia, dracu, ziceam că poate mai vrea să te ajut cu ceva la muncă, să... Mai au, dracu, mă cer, dracu, cu ea, nu mai aiurea, mă cer. Păi ce dracu, mă, Marian, na... Nu da, ce să rândăm? Mai bine ce să mergem la cârciumă și bem una mică, așa. A... La ora asta ce dracu să mai faci? Mocănei că mă certai cu aia de o dracu. Hai după bani, ai după bani. Păi dau eu una mică dacă deși când aici. Haide! Dacă mă tău o dai, eu sunt... Haide! Da, să dau o dai. Închid pe... Hai! Hai, mă, dracu, să ne simțim bine. Marian a plecat să-și găsească un loc de muncă, dar și-a găsit un tovarăș de pahar. Sigur îl găsim în cârciumă. La Nenicu. Acolo este viața lui. Da. De ce acolo pare? El se duce și întreabă de servici. A, deci la cârciumă e locul. Unde da, să... că se găsește cu la bă, n-ai ceva de muncă, ai, ia-mă și pe mine, cât îmi dai, e bun și oia. Și n-ajunge nici cu eu oia acasă. Ia aha. Tot pentru el. Se termină toată treaba, tot acolo, la Nenicu. A răspândit. În timp ce Gabi își spune ofurile acasă, Marian face același lucru la cârciuma din sat. Se pare că și-a găsit un sfătuitor pe măsură. E greu, uite, nevastă mea face gălăgie, face dăvă, dracu, mai am bătut-o, mai am... Aaa, nu cu bătaie, păi, bă, Mariane. Nu înțelege, ea vrei, e puțin incultă la cap. Ea vrea bani, bani. Păi bă, așa toate femeile vrea bani. Dimineața ai văzut la prima oră, te la neanii cu răspunte. Păi voi plec femeie pe de acasă, la cât acolo găsești, găsești da, 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 mai vine unul, altul. Da, da, ea nu, că vii la băutură. E și puțin sărită de pe... Că n-am zis. Păi întreb, dar unde, doamne, că fac, ia ce una, două, că sunt îndățiri. Dă mata mie acum, de exemplu, așa un sfat, ce să-i fac cu ei? Deci ea este întotdeauna cu gura pe mine. Du-te, du-te, ai văzut și mata. Nu, mă, trebuie să găsești un serviciu acum, ce să mai... Cu carte de muncă, cu dragi, că nu mai ai nici tu... E carte de muncă la mine, vrei. Păi, pe dracu, am 30.000 de ani, ce am. Păi, da, mulțumesc, dar nu, trebuie să te apuci de muncă, băi, băiatule. Ai cere? Păi aici e serviciu? Am fost la Nea Toni și... Și ți-a dat serviciu Nea Toni? Da, auzi să mă... Bani! Asta e bani? Păi eu mă cu caprilul Nea Toni? Păi eu nu mă bani ce ai muncit azi, ai luat bani de acasă, deci vonele unde ai bani? Cine bani că mi-a dat Nea Toni o peretrea pe Nea Toni? Păi unde ai plecat tu când te-ai plecat cămașa de acasă? Să plec la muncă de la... Și unde ai mâncat aici? După cotropeile am zi! La dracu ce țipă, cât de proastă ești tu? De ce nu e proastă? Ia tai dracu și mă ta, nu mai face. Ești proastă? Da. De ce nu faci proastă? E proastă. Mă, ce nu ți-e rușine? De ce poate să fie rușine mie? Pleacă dracu de aici, dă-te. De ce m-aș da zice așa? Păi tu stai cu lumea la băutură, mă, și copiii n-are pâine acasă? Da. Ia tu ori m-a cinstit, dă-te dracu. Ție nu ți-e rușine? Pune mă, Nea Toni. Ha? Ia mă, fie aia, bă. Păi tu ai venit aici să mă... Mă uiți pe mine. Ce faci aici? Fire la cu măta. Că-ți trag o palmă acum, dă-te aia cu mâna de cap. Dă-te drecu de aici, fire aia drecu. Vezi bine. Așa vii zi de zi. Zici de zi. Vrei măta, lăsă-mă vrei pace, vrei. Nu mai face măta așa ceva. Ia tai bine drecu și măta, nu mai te băga măta. Du-te la muncă! Auzi, bre, ia, nu te băga, bre, mata! Hei, fă-te, te duci! Tu te duci acasă, băgat, eu sunt bărbat! Da! Da? Da! Bun! A venit cineva după Nea Toni să-i arunce paharul de... Păi, bărbat, dă-ți la muncă, nu știu de ca tine în cârciu! Cine? Cine? Toți bărbații! Te-ai găsit cu Nea Toni acum! Să-ți dea găsit cu Nea Toni! Păi eu mă zic la Nea Toni să mă auzi să mă cu capri din aia, cu capri din mătii. Păi și aici? Păi și aici? Eu mă duc ca țiganii de la Babilie. Păi nu mă duc. La servici, că de-aia ți-am călcat cămașa. Păi te dracu, nu mai te băga tu. Lasă-mă de ce tari! Ia tari, dracu, și mă atacă, ești femeie bătrână. De ce mă nu lași să ducă bodyguard? Să ducă unde vrea, că de-aia am călcat cămașa. A, zici că fac sex? Ești geloasă. Hai să fac sex. Păi uite, am călcat cămașa la dungă, de ce o să duce la servici? Era dracu de dungă. Mai bine să ducă pe izraz. Unde să mă duc? Du-te la muncă! Nu
pus 18.000, nu? Mi-a dat-o, mi-a dat-o... Berea mi-a dat-o lui Atoni. Păi stau, doamne, dar... Lui Atoni mi-a dat berea, întreabă pe lui Atoni. Prima ta nu mai comanda mata pe mine, bine. Hai să-i jos pe scaună, că nu ți-e lume. Tu nu mai face de-astea. Ei, tu după mine să mai vii. Nu? Ce caută ea? Ea vrea să mă duc ca aia cu Vacilii să... Nu, nu vrea să... Ce? Stai jos, stai jos. Vacile ca o rei de fișor. Nu te răuie! Înțelegi? De ce e nebun? Ca cum mânca ține? Deja ai băut, e inutil. Nu faci decât să se atragi, să o bătaie. Să iei bătaie. Și să faci? Asta este problema bărbatului care merge la muncă. Gabi s-a învățat să accepte gesturile grosolane ale soțului. Tanti Eleonora, în schimb, nu se lasă așa ușor. Credeți că vrea să ne mergem acasă? Da, dar eu fac doamna aia. E, dar vreau să discutăm cu toți amici. Păi da, doamne, dar tu mai dai că să urcă lumea sare. Bre, ce te faci, bre, mă, tabă? Ce te faci, bre? Așichi. E femeie bătrână, la care... Bre, că în lacul noastră. E femeie bătrână. Ca tine, dar tu... Și tu ai făcut. Ești femeie bătrână și ai venit la mine să fii... Te duceai cu mătul. Gata, gata, vă ascult. Mergem, doamne. Da, da, mergem, doamne, da. Ce-a făcut ea, nu-i frumos? Vă rog eu frumos să mă credeți pe mine. Ce-a făcut, mă? Ce-a făcut? Ce tremură, bre, folcile alea așa? Lasă-mă, drag, cum pace. Ce-a făcut, mă? Ce-a făcut? Ce-a făcut? Ia uite, taci, frâne. Uite, dracu, dau, dau, dau. Cui dai? Ție. Nu mai fac eu ce, mă, dar uite. De ce? Scuze, bara, dracu, nu te lasă bici, iau, te-i tică, pune-a de încet. Și ai trei copii. Tu de acum acolo. Maria, nu mai da. Nu mai veni aici la mine să vă faci de râs față cu nea, Toni, cu toți. Cu de aici, cu circul tău. Ia ce-a dracu, mă! Ia ta-i drept, bate-mă, gama, dacă mă. O să fiu adrept, dacă îmi bag bătăi, ca-n tâi. Bași, mă, drept. Așa-ți place ție? Da. Să dea dracu, de nu iau asta. Marian, asta, Marian, cap. Marian, să dea dracii. Eu nu ți-am spus niciodată să duci cu vacile, stai niște. Ai văzut pe oamenii ăștia tu? Marian, lasă-o în pace, te rog frumos. Ce este? Nu-i de lăsat. Ai văzut mata? Te rog frumos. Pălea Stani, că aruncă băutură, ai aruncat mata vreodată pe el? Ne-am pus aici la zid? Păi tu de unde ai aruncat? Stai de două. Uite, ce mi-a făcut? Două. Plecăm acasă? Cine mai ajunge? Ia! Acasă? De ce ești dute? Vreau să ne certăm, păi okay, să niște oameni beți. N-avem ce să discutăm cu oamenii care au bărut, da? Că te-a rămas în urechi. Hai! Ce? Care-i treaba acum? Marian, dacă vrei să fii acasă cu noi, mergem acasă. Da, doamne, vin! Nu ne certăm, băi, că ai oameni! Și uite cum vine! Marian, de-a chiar din fața mea! Da, doamnă, dar să mă lase dracu în pace, doamnă. Cum e? Cum că e serioasă și e femeie? Așa e serioasă, uite cum a făcut. Ia pune mâna. Cu atâta știți. Zici că e făcută din mata? Cât de proastă e. Atâta. Păi ea e proastă. De ce e proastă? Păi uite ce-a făcut. Că tine trei copii? Unde, mă, și muncește, mă? Unde? Unde? Nea Toni, tovarășul de pahar al lui Marian, concluzionează. Băi, până la urmă trebuie să duci la muncă, asta e. Da, vre, da. Dar ea a făcut ca femeie dreptate aici? Nu, n-a fost frumos. Bun, a venit cu doamna... Dar nici tu nu trebuia să dai nea, aici am... Bun, vrei? Păi m-a dus în starea asta critică, trebuie să dau un ea. Dacă ai avea servicii, ai duce bani acasă și aia? Păi ce vrei să mă comande ea pe mine? Păi nu să te comande, dar... Gestul ei e bun? N-a fost frumos, dar acum mă treci tu cu vederea, drept. Între timp, Irina și Gabi se întorc acasă. Ai înțeles care e durerea lui? Da. Durerea lui e că a renunțat la un serviciu care îi plăcea, da, și unde se simțea bine, unde se simțea important, și a ajuns un nimeni. Da. Și Nea Camaro, la cârciuma din sat, aici unde lumea îl compătimește, îl înțelege. Și ai văzut ce s-a întâmplat atunci când alte femei au propus să meargă să fie cu vacile, deci mulți dintre astea așa, de om de nimic care n-a făcut nici carte, care n-a făcut nicio școală. A sărit imediat. De ce crezi că a sărit așa de înțepat, parcă de albine? Pentru că s-a simțit umilit. În urmare, trebuie să-l lași cu orice risc, da? Sunt problemele tale astea mărunte pe care trebuie să le rezolvi. Dar mica gelozie, mica îngrijorare. Să-l lași să se întoarcă la ceea ce știe el să facă. La munca pentru care el a fost pregătit și la serviciul pe care l-a părăsit. Pentru că altfel nu o să ai liniște cu el. Nici tu, nici el. Ceva mai târziu, cei doi soți se reîntâlnesc acasă, prilej pentru o nouă ceartă. Hai, Gabi,
Da? Ție te așa îmi ții puțin rușine să vii acolo în lume, să mă că faci de râs. Că ești mai adăpărtare când vorbești cu mine. Lasă că îmi dau în tine, că păi știu să când nu mai dai, chiar te rog frumos să nu mai dai. Te rog din tot sufletul. Dacă mai vii odată, cum a venit, că se uite și lumea asta nu la mai, aici. Te rog eu să când nu mai dai mie. Când ai venit acolo, așa. M-ai făcut de râs în fața la femeile alea. Așa. Că nu mă duc la muncă, că ai vărsat pe mine. Uite, sunt fleașcă. Așa. Din ce scop? Ca să vadă și dânsa unde te afli tu. Unde mă aflam? La cărciumă. La cărciumă eu? Da. Păi bun, mă rog la... să mă cinstească, care e treaba ta? De ce nu veneai acasă? Păi, nu mai da. Nu dau, dar tu faci una, două, nu mai așa faci. Păi mi-e frică că dai. Nu mai viu, gata, mă înțeles. M-ai făcut de râs, una, a doua. În fața la oameni aia. Așa. Hai că femeile aia cu gura mare. Da. În fața la oameni aia m-ai făcut de... Mi-e strece dacă te-am făcut. Da, da, da. Bă, da-te, dracu, dai cu doamna ierit. Ai venit de mai făcut de râs, dracu, să fii că-ți rup dulapul ăsta cu tine, dă-te, cu gura ta mai făcut de râs. În tot satul mai făcut de râs. De ce te-am făcut de râs? Că n-ai servit și nu știi să-ți ții copii? Taci! Da, aia te-am făcut de râs? Taci! Da? Că rup dulapul ăla cu tine, dă-te, dă-te. Hai, dă-te puțin mai încolo și discutăm, hai, dă-te așa. Ce să discuți cu tine, de la 7 metri? Ce vrei, să ceri scuze de înaintea ta? Scuze? Da. Să te dai pe brazdă. Așa. Da, să faci ce vreau eu, nu ce vrei tu. Ce ai adus, mă, la copii tu azi, mă, dacă tu vii și faci bala muncă acasă, pentru ce, mă? Nu, eu te, de ce faci tu așa, vă? Păi te pregătești să dai. Ce să dau, vă? Să dai în mine. Eu în tine? Da. Și mie cum vine să viu de la sat supărat? Marian, lasă, hai să ne calmăm un pic. Știu că s-a întâmplat ceva urât acolo, da? Da, doamnă, dar nu e frumos să mă facă și pe mine de râs că am avut și eu o... E adevărat. Vă dați seama să vină cu dumneavoastră acolo să arunce pe mine... E adevărat, acum, e adevărat, am înțeles. Dar toată lumea acum e cu spiritele foarte încinse și eu cred că trebuie să ne dăm un pic o pauză. Dar să înțeleagă, doamnă. Da, ne dăm o pauză și pe urmă discutăm calm. Situația a ajuns prea departe. Violența a devenit ceva obișnuit în această casă. O discuție calmă ar putea să îndrepte lucrurile. Orice om și orice familie și are momentele sale de cumpăna și greutățile sale. Tu, Marian, ești nemulțumit, te simți ratat într-un fel pentru că ai renunțat la serviciul acela al tău care ție ți-a plăcut. Iar tu, Gabi, te simți nefericită pentru că lucrurile nu merg bine, pentru că nu ai și tu... Nu de toate, că de asta nu o să avem niciodată. Dar măcar ce trebuie pentru familia ta, pentru copiii tăi. Ar trebui, în primul rând, ca fiecare să stimuleze stima de sine, da, a celuilalt. Sunteți împreună, aveți 3 copii, nu există decât 2 soluții. Ori vă despărțiți și asta presupune ce? Să rămână copiii ăștia fără tată sau fără mamă, nu? Da, da. Sau să-i despărțiți. Ori să vă împăcați, pentru că asta nu-i viața. Și atunci ce e de făcut? Ce e de făcut? Soluția ce, pe care o găsim. Uite că e aici, da? Doamnă, ce spui? Faci ca mine și dăm înainte. Nu, uite, eu vă propuneam niște soluții puțin mai bune decât nu mai faci ca mine, fiindcă acest faci ca mine e un pic cam egoist. Trebuie să facem următorul lucru. În primul rând, trebuie să ne încurajăm mai mult unul pe celălalt, să ne susținem mai mult unul pe celălalt. Să stimulăm încrederea și respectul de sine al celuilalt, renunțând la reproșuri, la cicăleală, da? La a scoate ochii celuilalt pentru ceea ce a greșit. Orice lucru bun făcut, îl apreciem imediat, unul pe altul. Pe urmă, ar mai trebui să fie această complimentare, să vă spuneți câte ceva frumos, dar sincer, nu trebuie să fie numai de ochii lumii. De ochii lumii. Sau să fie ceva să ne apreciem, nesincer. Renunțați la ceartă, renunțați la critică, renunțați la reproșuri, renunțați la jigniri. Da. Găsiți cuvinte bune de apreciere. Învățați să vă respectați și să fiți politicoși unul cu altul. Asta e soluția. Iar pe termen lung, soluția la toate problemele astea și ca tu să te simți mai bine și ca ea să se simtă mai bine... Nu să mă duc la serviciu să facă mine. Exact. Iată că în această casă se pot purta și discuții civilizate. E poate primul pas pentru rezolvarea situației. O nouă zi poate fi un nou început. Dimineața. Ce faceți? Uite, ne pregătim să plecăm la câmp. Păi merg și eu cu voi. Da? Vreți să mergeți? Da, nu mai fost de mult. Uite bine, Ioane. Tata. Ce de apă. Ușor. Ei, bă. O, te gospodar ești tu. Dă-mă încoasă, dau eu firar de râs să fie. Uite așa dai.
Burienili, dăm așa noi. Uite așa burienili. Hei, eu trag ăsta așa pe brazdă și tu greblezi și mai dai vițile astea și tu. Și unde? Urma ta? Nu e vreau înainte cu grebla. Hai, dă-i drumul, dă-i drumul. Deci ești bătută în cap. Hai, dima, du-te în belea, pui mâna și fă treabă. Să fii, pune mâna și ridică, uite vițile astea cum se face. Că așa e femeia gospodină la țară. A, la București, n-ai stat? Hai, mă, și mai acolo, mă. Ce bine era când era și o cocoan. Era cu cocoan, auzi? Acum câțiva ani, la flori. Mătă aia prost. Du-te la flori acolo și joacă. Cui să-i sameni așa, deșteaptă tu. Ai venit la vie pe capul tău. Poate îți dau dreacul vreuna să te termeni. De câte ori numai gata, așa. Gata, știi să dai, nu? Dacă nu te făceam om, da, să dai dracu, mi-a venit și ia dai, vă, tu din gură. E, mă facea dracu, să-ți dau una în cap. Cui, hai, fă-mă, dracu, hai. Hai, fă-mă, dracu, să vezi ce mie dracu pe tine. Să dai dracu, mi-a spar cap. Hai. Ia, dracu, poate bag colea pe șanțul ăla de te trag pe-mi pe tine. Bă, tu vrei să mă să stau lungită? Dar sperii copii. Nu te găsească dracu aici până oi munci, până tu ai venit rău? Cui, fă? Ții! E, tă, bă, ce tare că-ți dau cu sapa. Du-te, de aici. Vezi, băiatu, vezi, băiatu. Băiatul s-a dus la cal, băiat. Unde s-a? La cal. Păi du-te tu, băiatul, băiatul, așa faci pe un... Pe unde duci? Băiatul, băiatul. Dacă era la servici, era cu măta. Cine era de băiat? Dar tu ce faci? Stai în vie. Dacă era la serviciu acum, ce spuneai? Mai, băiatul, băiatul. Mă duceam, dar e bună. Te mici că te firea cu de... Balu, bă. Hai, cea la padiule. Stai jos, că stai și cu cu cea la padiu tău, nu mai facem, mă, păi, cea la padiu, că... De ce pui băiatul în față? E ta drea cu ce pui tu repte băiatul în față. Hai, du-te și sapă. De. Azi că stau cu băiatul, firea, cu atunci, du-te tu, hai, ia sapă, vă, tu, mătiză, hai, hai, că-s, da, mătii, dă-te, de aici, că stai cu copiii, tu, mătii. Mi-ai mâncat suflet. Că e băiatul ăla în față. Ia, uite, te treabă, trage-vă cu sapa, cu mătii. Trage-vă, tu. Păi dar, uite, te-a luat-o înainte, treabă, au, așa, păi, sapa! Bă, dementule, care nu-i sănătos, mi-ai mâncat. Treabă românească, tragi cu sapa, dai cu grebla, aia e treabă românească. Bă, mă, tu înainte și mai fiu după tine. E o să dea dacă nu-și par cap. Sperii copiii, că treaba, de aici cum... A, ce ridici tu, repete sapa. Stai, bă, tati, aici, a, furcaci ești, care nu știi nici la deal, nici la vale. Stai cu minte, nu mai dacă dau și eu. Cu nu spurcat, nu mai îmi face. Bă, dau cu. Cu face. Ce-a luat pe adiua, dracu, du-te aici. Sperii copiii ăștia. Sperii copii? Da. Hai. Dacă mă lasă viu, să stăm acolo pe pătură, să stăm și noi și ne înțelegem și noi ca oameni. Și mâncăm și noi un dumica de pâine. Bag, hai să-l luăm dumica. Dar vorbești frumos! Așa se vorbește? Tu, vorbești frumos. Ești biclindu-n tu. Hai, puteți să stăm și noi jos ca oameni? Hai să ne culcăm așa, ne mâncați, haide. Nu să ne culcăm, mă, să fluierăm, să bem apă. Să vorbim, mă, să înțelegem și noi amândoi, mă. Stai, fă jos de te... Gat, hai că stau. Uite, tac. Și vorbim cu doamna. Uite, tac, da, ta și tu. Firea, uite, tac. Hai, doamnă, ce e de făcut? Ce e de făcut, să taceați. Gata, uite, eu tac. Dacă nu taci, degeaba, dacă fiecare așteaptă de la celălalt să facă ceva, nu o să se întâmple nimic. Da. Știți cum sunteți ca doi copii. Stau la colț dacă stă și celălalt la colț. Mănânc dacă mănâncă și celălalt. Dorm dacă doarme și celălalt. Dar lucrul ăsta nu se poate. Dar și doamne, că în viață... Dacă vă condiționați în felul ăsta, nu ajungeți nicăieri. Încearcă să nu-l provoci. Pentru binele tău și pentru binele copiilor. Eu nu pot să-mi rab. Și vrei să-i faci și pe ei să sufere? Nu. Deci atunci, de dragul lor, încearcă să nu-l mai provoci, să aplanezi conflictul. Și ai să vezi că dacă tu lași vocea mai jos și nu-l mai provoci, nu o să mai aibă nici la atâtea motive să se agaze, că-l irită. Când v-ați luat de nevastă și de soț, ce ați găsit unul la celălalt? Când se îmbrăca el și era frumos, avea niște muși pe el, îmi venea pe-n gură de... Păi, cum ce să mai faci cu el? Bun. Deci, ți se părea frumos, da? Cum îi vorbeai? Îți mai aduce aminte? Da, cum? Frumos? Cum? Dă-mi un exemplu. Măi, Mari, hai să facem și noi cu tare lucruri. Da, pe mine facem și pe aia și bun. Pe aia. Bun, deci îi spuneai pe nume. Da, pe nume. Îi mai ziceam și guriță. Bun, la lintai? Da. Bun. Da. I-ai zis vreodată atunci român borât? Nu. Bun. Și acum de ce spui așa? Pentru că mă faceți în bancă. Marian. Da,
Când ai luat-o de nevastă, ce calități avea? Ce-ți plăcea la ea cel mai mult? Doamne, cel mai mult îmi plăcea la ea una. Fizic a fost frumoasă. Era frumoasă, așa. Da. Un comportament prost îl avea. Eu m-am, adică singur, am încercat să o readuc la mea. Eu știu că e țigancă. Deci nu m-a deranjat faptul că e... Deci nu te-a deranjat atunci că e țigancă? Nu! Îi spuneai țigancă vreodată? Nu! Nu! Îți vorbea frumos? Da, da, deci nu îți scotea... vorbea frumos? Da, doamne, deci nu scotea o vorbă... Ne la locul ei. Sunteți conștienți că trebuie să vă întoarceți la felul în care vă purtați, maniera în care vă purtați unul cu altul la început? Că dacă să-mi bată și mai mult din frumos. Tu ai vrea să te întorci la cel care erai atunci, să te porți așa cum te purtai atunci? Da, da. Gabi, tu ai vrea să te porți așa cum te purtai atunci, cu el da, frumos? Da, mă schimb, da. Ai vrea? Da. Am înțeles. Să ne dăm și noi pe brazdă. Eu atâta ce am cerut de la ea și cer de la ea. Păi uite, și-a adus-o și-a venit după tine. Păi atâta știu, să vie după mine. Dar un comportament, atâta mă rog la ea să nu mai răspunde. Dar de ce? E foarte dificil. Pentru că asta a învățat acasă. Și este foarte dificil să ne schimbăm comportamentele pe care le-am învățat în copilărie. Și aici vreau să ajung la copiii voștri. Știți ce o să înveți copiii voștri? Două linii. Una țigănească, una românească. No, greșit. Pentru că voi vorbiți un singur limbaj. Acela al urii. Și atunci trebuie să ne gândim la ce este cel mai bine pentru ei. Ce exemplu dăm? Trebuie să-i înveți că bătaia nu este un mod de a trăi. De dragul copiilor și al clipelor de altă dată, Marian și Gabi trebuie să schimbe atitudinea. Numai așa pot deveni din nou o familie. Ia fetița mea. Ia iubițica mea, cea dragă. Ce drag de mine acum? Ai cum? Ți-o pui în lopată? Hai, pun. Hai că ți-o pui. Ia. Așa tot. Așa. Te descurci. Acum mă faci părinte. Ești băiat bun? Da, cum? Băiat bun? Vezi când vorbim frumos ce frumos ne înțelegem? Ia uite, cum ți-am pus. Hai, tot. Tavă. Bravo. Așa, fata mea. Da, mai mă iubești? Acum, nu. Nu. Mă iubești acum? Vorbești frumos. Dacă am cât timp, păi mă iubești. Depinde cum vorbești. Cum mă port, nu? Da. Te poți frumos, mă poți frumos. Bine, uite, o să mă port frumos. Hai să te pup. Iată că vorba dulce mult aduce. Momentul de tandrețe dintre cei doi soți e întrerupt de un vecin. Mariane! Da! Unde ești? La... ce faci? Hai să treci. Băi, te părăte, ce dracu faci, bă? De servici. Bă, n-auzi, dă-mă și mie un bonfire. Bă, de-aia veni să mă zic, trebuie un bonfire, dracu. Vrei să-i blocam? Bă, dacă mă cinstești și nu ne bate nevasta că te țin de-n treabă de la curățat din graj? Mă, cum să mă bată, dracu, bă? A, cum să mă bată femeia pe mine? Păi vă, că ai treabă, mă, să curățim. Gabi! Da? Hai să facem cu tu cafea, că n-am ce să cinstesc. Le-am muncit ce mai am cinci? Am fost țeasă, am fost pe la vie. Și pun curte acum ce facem, trebuie să facem noi pe aici. Faci pe aia, faci pe aia. Știu. Bun, gata la țară. Dă, Gabi, și mie un bichet, ai? Apoi eu. Așa. Da. Bă. Ai văzut ce filmie? Aprinde. De ce tare trebuie. Așa. E tare de tot. Respectoasă, nu? Este așa, e dreptate. E foarte respectoasă. Nu așa e normal? Da. Păi vine cineva cu la tine și ce vrei? Da, păi aici cum să o fac eu de cu tine? Dacă a prins brichetă, foc, cigare la oameni, așa se face ziua de azi. Dacă e foame lui Romic, acum te arunci și pui repede să văd. Nu mă, nu mi-e foame, că vin la casă. Nu, de-aia ți-ai dat. Nu mă, am văzut că e foarte amabil, nu, dar nu, ca prieten nu mă supăr, nu, dar nici. Bine, Manica, hai că eu am plecat. Da, hai să vezi, dacă aveam ți-aia te serveam. Hai, bă, dator la tine. Da, da, să vede, te agăți? Ce, am agățat, ce dracu, ori mă lipesc. Așa e. Hai, bă, nu mai ieși după mine, că rămân cap. Rămâi să-ți termin treaba. Sănătate. Deci mi-ai foc. Ai făcut, dar nu l-ai aprinde? Ia cu dacă în șemă, nu îmi dăm la noi, ce vezi? Ia prinde fașii mie, dă-te dracu, ești, vezi că e cât de prost ești? Ăla s-a agățat și că e dator la mine, s-a agățat și de tine. Păi să ține omul, să nu cadă cu păi ce datorie are la mine și la tine? Păi la tine, eu știu ce datorie are. Păi are datorie să tragă, să pună mâna pe tine, să datorie la scaun. Fiile să fie dacă tot era mai să ține sprijinul tău de mine. Eh, tot eu sunt de vină, nu? Ăla agață și scaunul, s-a agățat și de tine. Păi nu m-a pus mâna pe mine. Umă. Păi tu nu s-a dus, nu m-a ajutat. Ia prinde și mie, cum ia prinde. Hai că ți-apreștem. Da. Mulțumit?
Dacă să nu mai faci niciodată gestul ăsta, prostesc. Dacă ăla spunea dezbracă-te, te dezbrăcai? De ce mă dezbrăcam? Ce vrei să fac? Uite, drecu, ce faci? Păi știu că te repezi toate mesul și dai. Nu mai... Dacă ăla spunea să-i faci mâncare, făceai mâncare? Dacă tu spuneai, îi făceam. Ce-i făceai, făceai, vrei? Te-ai găina, pute te drecu, după făcut. Te-ai găina și rămâneai tu nemâncat. Ia, fiice, repete-te. Tu de ce întrebi de nevastă? Ce? Păi am întrebat și dacă e acolo. A, și am fost cu s-a sprijinit de mare și am aprins ce mare scofală. A, pe tine s-a sprijinit de scaun și că sunt dator la tine. Da, atingi și el ca simți că e moale. Îl aveai după bonfire de te drec. Păi și de ce ai spus să bea cafea? De păi, ce ai tu ce? Și făceai cafea la răgaș și păi du-te, pă, de aici, pleacă de aici. Și ieșea mai rău cu tine. Deci, păi de ce ieșea dacă mai rău? Dacă cu mine i-a prins sigarea, cu mine a pus mâna pe tine, dacă pleca să fac eu cafea, era... Dar de vorbă cu el, am și crezi că făceam. Ce făceai? Ce făceai? Da. Cred că ce nu făceai de te drept. Ce puteai să fac la masă? Ce gândesc eu? Ce? Ca bărbat. Spune, hai spune ce. Ce puteai? Da. Ce nu te dracu că ești prost aici, că iar mă enervezi. Iar mă dracu, nu? Păi da, da, stai tu să pună la mâna pe tine. Dar n-am pus, băi, omule, ești bătut în cap. Pune să-i cor. Nu e sănătos, mă, tu nu mai judeci, mă. Știi, un om când e gelos, e gelos de să și pare că celălalt l-a privit nu știu cum pe unul. Deci putea să stea și să nu spună nimic. Dar putea să nu stea lângă noi, doamnă. Putea să stea lângă el, lângă băiatul ăla, îi aprinde țigare. Problema nu e asta. Nu, nu e bine. Și nu e bine, știi de ce? Nu e bine că ești gelos. Și nu e bine că tu ești gelos. Tu ești nesigur de tine și nu ești sigur de tine pentru că nu te simți tu bine cu tine. Da. Nu ești tu mulțumit de tine. Și ea se simte nesigură pe ea, că și ea e geloasă. Da. Așa, și ai văzut ce rău a făcut fiind geloasă. Da. Ea se simte nesigură pe ea din pricina ei. Așa te simți. Da. Deci, gelozia vine din nesiguranța ta. Da? Simți că ai putea să-l pierzi. E, același lucru îl simți și tu, Marian. Simți că ai putea să o pierzi. De câte ori vine, doamne, mi se uscă gura, uitați, beau apă, că nu pot... Mai bea apă, poate strece. Să-mi dau bere ceva, să-mi dau ceva. De câte ori ești gelos, de câte ori ești gelos, te simți nesigur pe tine. Și atunci trebuie să rezolvi problema ta, nu a ei. Pentru că gelozia este, de fapt, născută dintr-o percepție pe care o avem. De foarte multe ori fabulăm. Da, uitați-vă cât de proastă este cum se uita la copil. Păi ce, păi tu unde erai? Ia uitați-vă. De ce nu te duci tu, doamne? Doamne, era o rege sun. Marian, lasă-mă în pace că și tu erai aici și tu puteai să alergi. Ea era cu un copil în brațe. Da. Bun. Tu, ca bărbat, ca reacție, ca om instruit într-o armată, nu? Într-o forță. Da, doamne. Cum să nu sare așa? El era cu toporul în mână și toporul, lama la topor era aici, aproape de picioarele lui. Știu, doamne, că... Da, ce iubire? Dar vedeți, vină-mă cu la mine în brațe. Nu veni să plâng. De ce te-ai speriat? I-a zis să ne calmăm un pic cu toții, da? Să ne liniștim. Hai să stăm jos. Vrei să bei puțină apă, Simona? Hai să bem puțină apă. E limpede că scandalurile dintre cei doi soți au consecințe nefaste asupra celor trei copii. Consilierul de urgență pune lucrurile la punct. Uitați, doamne, de ce pare cel mai Marian, rău? Nu aspirești de copii. Marian, stai jos. Stai jos. Da, da. Că nu e unul mai braț ca celălalt. Un copil era să se rănească, unul... Suferă. Știu, sunt conștient. Și celălalt, uite cum stă să plângă. De ce credeți că stau copiii să plângă? De frică, că uite... De frică. Bun. Acum nu avem alt lucru mai important de făcut decât să-i liniștim pe ei. Simona, ești mai bine? Da. Te duci să te joci? Da? Hai, adică nu mai dau unde. Stai cu minte. Dar acum acolo știi cum e, mami, bătai când dormiți. Încerc să înțeleg, de fapt, ce vrea fiecare și ce-i place, ce-i-ar plăcea fiecăruia. Pentru că într-un cuplu trebuie ambii oameni să fie mulțumiți de situație. Ce ți-ar plăcea mai tare? Un serviciu în care să porți uniformă? Să fiu și curat. Eu nu sunt pregătit pentru... Eu dacă mă duc în construcție cum vrea ea, bani mulți. Așa? Nu găsești. Nu sunt priceput în meseria aia. Vă dați seama că un maestru... Am înțeles. Ești de acord, ai fi de acord, Gabi? Da, ca da, el să-și reia un serviciu de genul ăsta? Da. Pentru și binele la copii, da. Marian, ești dispus să încerci să-ți cauți? Da. Bun. E timpul ca Marian să-și respecte angajamentele și să arate că poate fi un soț și un tată bun. Până atunci însă Gabi are o nouă sarcină dificilă. Gata? Mai un pic. Oh, ai răbdare. Ai mai fă patru dungi de acolo. Fă acolo. Și ce faci? Fă-le acolo ca lumea. Fă tu dacă eu nu sunt stare.
că tu ești deștept, prostă. Tu ai fost polițai. Da, ești polițai. Ia-te, tu la gura mare ești. Hai, lasă-mă să termin eu. Te recu de aici, nu mai faci așa. Uite, scalc. Mă te duci la muncă, să vedem unde te duci, da. Păi alea de la că călcam ca tine era gata, 40 de cămăși, 50 de cămăși și călca alea. Ești deștept. Calcă tu! Tu ce o calci? Păi până acum cine a călcat? Păi calcă și pasta și uite după servici. Care pasta? A, uite ce vorbește, hai să calc pasta. Hai, pleacă de aici dacă vrei să calc. Nu te fac cum să calcă, dă-te aici să calcă, aici. A călcat-o mă aici. În picioare. Așa bagi odată, aia și așa să calcă, fă? Hai, lasă-mă să calc. Aolo, păi, fă, dar cât de proastă ești, fă. Așa, uite așa să calcă. Aici și pe spate la guler. Hai, mă lași. Făi, așa să... Lasă-mă, paci. Făi prost. În ziua de astăzi se vede că ai pus mâna pe cămașă, o pui, uite așa de... S-o cal, sau, să o calci aici. Cap, așa. Cu idei fac cap. Păi, firea, dracu, poate spui firul de călcat în cap, eu. Hai, să calc, hai. Să vede când e o femeie gospodină, prima oară o pune, uite așa. Lasă-mă, mă, să-i fac gângile acum. Auziți, doamnă, ați văzut cum ia cămașa, prima oară cămașa se calcă de aici, doamnă, să mă iertați, de la spate? O iau cum știu, dar iese călcată, iese. Nu calcă nici bine, să vedeți cum o calcă. Uite femeie. Arată-i, așa. Prima oară cămașa se calcă, uite și aici. Așa. Cum este? Da, e guler și e călcat. E călcat? Da. Și tu ce ai călcat prima oară? Calci paste? Bun, bun. Pasta o bag în pantalon. Păi, aici nu vrei aici? Jos nu vrei? Nu vrea. E nebunul. Hai, spune. Faci ca mine. Așa, și iese tu ca mine. Și iese tu ca tine. Te recu de aici. Mulțumit? Ia. Călcată după indicațiile tale. Deci tu, cum ai învățat, tu eu așa am călcat-o. Dacă ești mulțumit. Ai și tasa ca la dracu. E bine. Bun. Da, doamne. Acum mulțumit? Ești mulțumit? Puneți cămașa. Da, doamne. Îmbracă-te cu ea. Și-am plecat la muncă. Hai. Chiar te rog. Cu hainele curate și călcate, Marian pleacă să-și caute de muncă. Gabi rămâne acasă împreună cu Irina. E bine că a plecat să-și caute de treabă pe ziua de azi. Măcar nu mai stă pe capul tău. Măcar nu mai stă pe E greu de găsit. Da. Că vrei să găsești, găsești. Dacă nu te duci o zi da, și trei problema, acasă, problema e... Da, bine, așa, dacă tot cauți, da. Găsești. Poate găsești, dar poți să ia, na, ghinion. Nu faci. Știu dacă... Nu mă bazez pe el, că nu cred că se duce acolo. Cred că a nimerit în altă parte. Antoni! Ia, Toni, ce mai faci? Uite, vreau să zugrăvesc puțin. A început să sa... Hai, vreau, dracu, mă cer cu aia, dracu. Ziceam că poate mai vreau să te ajut cu ceva la muncă, să... Mai o dracu, mă cer, dracu, cu ea, nu mai aiurea, mă cer. Păi ce dracu, mă, Marian, n-a... Bine, ajunge. Ce să nu dăm? Mai bine... Ce să mergem la cârciumă și bem una mică, așa. La ora asta ce dracu să mai faci? Mocănei că mă certai cu aia, dă-o, dracu, hai după bani, ai după bani. Păi dau eu una mică dacă deși cum aici. Haide, dacă mă ta o dai, eu sunt... Da, haide, da, să închid pe... Hai, mă, dracu, să ne simțim bine. Hai. Marian a plecat să-și găsească un loc de muncă, dar și-a găsit un tovarăș de pahar. Sigur îl găsim în Cărciu. La Nenicu. Acolo este viața lui. Da? Da. De ce acolo vare? El se duce și întreabă de servici. A, deci la Cârciumă e locul. Da, că se găsește cu ăla, bă, n-ai ceva de muncă, ai, ia-mă și pe mine, cât îmi dai, e bun și eu. Așa. Și n-ajunge nici cu eu aia acasă. Ia aha. Tot pentru el. Se termină toată treaba asta. Tot acolo, la Nenicu. La răspândit. În timp ce Gabi își spune ofurile acasă, Marian face același lucru la cărciuma din sat. Se pare că și-a găsit un sfătuitor pe măsură. E greu, uite, nevastă mea face gălăgie, face dăvă, dracu, mai am bătut-o, mai am... Păi nu cu bătaie, bă, Mariane. Nu înțelege, ea vrei, e puțin incultă la cap. Ea vrea bani. Bani. Păi băi, așa toate femeile vreau bani. Dimineața ai văzut la prima oră, te-ai la neanii cu răspunte. Păi vei plec femeie pe de acasă, că la Cârciumă acolo găsești. Acolo găsești, da, mai bine unul, altul. Da. Ea nu, că vii la băutură. E și puțin sărită de pe sanda, că n-am ce zis. Păi întreb, dar unde, doamne, că fac, ia ce una, două, că sunt dățivi. Dă mata mie acum, de exemplu, așa un sfat, ce să-i fac cu ei? De ce este întotdeauna cu gura pe mine? Du-te, dai vă și mă. Nu, mă, trebuie să găsești un serviciu acum, ce să mai... Cu carte de muncă, cu draci, că nu mai ai nici tu... E carte de muncă la noi, evrei. Păi, pe drac, am 30 de ani, ce am. Păi, da, mulți înainte, dar nu... Trebuie să te apuci de muncă, vai, băiatule. Aici e re? Nu, dracu, să fie. Păi aici e serviciu? Am fost la Nea Toni și... Și ți-a dat servici Nea Toni? Da, auzi să mă... Bani, asta e banii? Păi eu mă, cu capriul Nea Toni? Păi eu nu mă
Citați, ai luat bani de acasă, deci Voner, unde-i bani? Cine bani? Că mi-a dat la Toni Uber, intra până la Toni. Bă, unde-ai plecat tu când ți-a trăgat cămașa de acasă? Să plec la muncă de la... Și unde-i muncă aici? Zi! La dracu ce țipă, cât de prostă ești tu? De ce nu e proastă? Ia tai dracu și mă tabre, nu mai face. Ești proastă? Da. De ce nu faci proastă? E proastă. De ce poate să fie rușine mie? Pleacă dracu de aici, dă-te. De ce m-aș da zici așa? Păi tu stai cu lumea la băutură, mă, și copiii n-are pâine acasă? Da. Ia tu ori m-a cinstit, dă-te dracu. Ție nu-ți e rușine? Pune mâna, Toni. Ha? Ia mă, fie aia, păi tu ai venit aici să mă... Păi la ce mă acasă, ce faci aici? Fire la cu măta, că-ți trag o palmă acum, dă-te a cum de cap. Tu, lasă, dă-te drecu de aici, fire aia drecu, vezi bine, așa vii de zi, zice, vrei mă ta, lasă-mă vrei pace, vrei, nu mai face mă ta așa ceva. Ia tai bre, dracu și mata, nu mai te băga mata. Du-te la muncă. Auzi bre, ia nu te băga bre mata. Hei, fă tu te duci. Tu te duci acasă. Băgat eu sunt bărbat. Da. Da? Da. Bun, a venit cineva după nea Toni să-i arunce paharul de... Păi bărbat, să-ți la muncă, nu știu de ca tine în cârciu. Cine? Cine? Toți bărbații. Te-ai găsit cu nea Toni acum. Să-ți dea... Ia, m-am găsit cu nea... Păi eu m-am dat Toni să mă auzi să mă cu capri firea, cu capri mătii. Păi și aici, e? Eu mă duc ca de la Babilie. Păi nu mă duc. Servici, că de-aia ți-am călcat cămașa. Nu te dracu, nu mai te băga tu. Lasă-mă de ce tari. Ia tari dracu și mă atacă, ești femeie bătrână. De ce mă nu lași să ducă bodyguard? Să ducă unde vrea, că de-aia am călcat cămașa. A, zici că fac sex? Ești geloasă. Hai să fac sex. Păi uite, am călcat cămașa la dungă, de ce o să duce la servici? Era dracu de dungă. Mai bine să ducă pe izraz. Păi da. Unde mă duc? Du-te la muncă! Am 18.000, nu? Drept, mi-a dat-o, mi-a dat-o... Cine ți-a dat-o? Mi-a dat-o nea Toni! Păi stau doar, dar... Nea Toni mi-a dat berea, întreabă pe nea Toni! Prima ta nu mai cum a dat mata pe mine, bine! Hai stai jos pe scaun, acum nu ți-e rog! Nu, tu nu mai face de-astea. Ei, tu după mine să mai vii. Nu? Ce caută aia? Ea vrea să mă duc ca aia cu vacilii să... Nu, nu vrea să... Ce? Stai jos, stai jos. Vacile ca oare de fișoare. Nu te răi. Înțelegi? De ce e nebun? Că a făcut ca tine? Deja ai băut, e inutil. Nu faci decât să se atragi. Să iau bătaie. Să iau bătaie. Și să faci? Asta este problema bărbatului care merge la muncă. Gabi s-a învățat să accepte gesturile grosolane ale soțului. Tanti Eleonora, în schimb, nu se lasă așa ușor. Credeți că vrea să ne mergem acasă? Da, dă-i o pantofă, ai zis! E, dar să discutăm cu toți oamenii. Păi da, doamne, dar tu mai dai că să uite lumea sare. Bre, ce te bagi, bre, mata? Ce te bagi, bre? Acitit. E femeie bătrână, mai care bre. E femeie bătrână. Ca tine, dar tu, și tu ai făcut. Ești femeie bătrână și a venit la mine să fii. Te duceai cu mătul. Mariana, mergem, doamnă! Da, da, mergem, doamnă, da! Ce-a făcut ea nu-i frumos? Vă rog eu frumos să mă credeți și pe mine... Ce-a făcut, mă? Ce-a făcut? Ce tremură, bre, folcile alea, și lasă-mă dracu-n pace! Ce-a făcut, mă? Ce-a făcut? Ce-a făcut? Ia uite, tați! Nu te-ai dracu, dau-l, cui dai? Ție! Nu mai fac eu ce, mă, dar uite... De ce? Scurba, dragul, de la servici, te-au stintit că-ți pune drunchet. Și ai trei copii. Tu, acum acolo... Maria, nu mai da. Nu mai veni aici la mine să vă faci de râs față cu neatonii, cu toți. Cu de aici, cu circul tău. De ce dracu-i, mă? Ia dai drept, mai te băga, mă, că-i băga. O să fiu adrag, dacă îmi bag bătăr, ca-n tine. E, bagi, mă, drept. Așa-ți bagi ție? Da. Să dea drept, că nu iau asta. Marian, asta, Marian, cap. Marian, să dai dracii. Eu nu ți-am spus niciodată să duci cu vacile, stai liniște. Ai văzut pe oamenii ăștia tu? Marian, lasă-mi pace, te rog frumos. Ce este? Nu-i de lăsat. Ai văzut mata? Te rog frumos. Pălea Stan, că aruncă băutură, ai aruncat mata vădă pe el? Le-am pus aici la zid? Păi tu de unde ai aruncat? Uite, eu ce mi-a făcut? Două... Plecăm acasă? Cine mai ai aruncat? Ia! De ce ai aruncat? Nu are rost să ne certăm, păi, ce sunt niște oameni beți. Nu avem ce să discutăm cu oamenii care au băut, da? Că te-a rămas de urechi. Hai! Ce? Care-i treaba acum? Marian, dacă vrei să fii acasă cu noi, mergem acasă. Da, doamne, vin! Nu ne certăm, ce ai aruncat? Nu, să nu mai vine aici, Marian, de ce ai aruncat? De ce ai da, doamnă, dar să mă lase dracu în pace, doamnă. Cum mă, că e serioasă și e femeie
Așa e serios, uite cum a făcut. Ia pune mâna. Da, vei cum ai uitat. Cu atâta știți. Zici că e făcută din bata. Cât de proastă e. Atât. Mama nu e proastă? Păi ea e proastă. De ce e proastă? Păi uite ce a venit. Că tine trei copii? Doze. Mă, și muncește, mă. Unde? Unde? Nea Toni, tovarășul de pahar al lui Marian, concluzionează. Băi, până la urmă trebuie să duci la muncă, asta e. Da, bre, da. Dar ea a făcut ca femeie dreptate aici? Nu, n-a fost frumos. Bun, a venit cu doamna... Dar nici tu nu trebuia să dai nea, aici am... Bun, vrei? Păi m-a dus în starea asta critică, trebuie să dau un ea. Dacă ai avea servicii, ai duce bani acasă și aia? Păi ce vrei să mă comande ea pe mine? Păi nu să te comande, dar... Gestul ei e bun? N-a fost frumos, dar acum mă treci tu cu vederea, dracule. Între timp, Irina și Gabi se întorc acasă. Ai înțeles care e durerea lui? Da. Durerea lui e că a renunțat la un serviciu care îi plăcea, da, și unde se simțea bine, unde se simțea important, și a ajuns un nimeni. Da. Și Nea Camaro, la cârciuma din sat, aici unde lumea îl compătimește, îl înțelege. Și ai văzut ce s-a întâmplat atunci când alte femei au propus să meargă să fie cu vacile, deci mulți dintre astea așa, de om de nimic, care n-a făcut nici carte, care n-a făcut nicio școală. A sărit imediat. De ce crezi că a sărit așa de înțepat, parcă de albine? Pentru că s-a simțit umilit. În urmare, trebuie să-l lași cu orice risc, da? Sunt problemele tale astea mărunte pe care trebuie să le rezolvi. Mica gelozie, mica îngrijorare. Să-l lași să se întoarcă la ceea ce știe el să facă. La munca pentru care el a fost pregătit și la serviciul pe care l-a părăsit. Pentru că altfel nu o să ai liniște cu el. Nici tu, nici el. Ceva mai târziu, cei doi soți se reîntâlnesc acasă, prilej pentru o nouă ceartă. Păi, Gabi? Da? Ție-te așa îmi ție puțin rușine să vii acolo în lume, să mă că faci de râs. Că ești mai când vorbești cu mine. Lasă că îmi dau în tine, că păi știu să când nu mai dai, chiar te rog frumos să nu mai dai. Te rog din tot sufletul. Dacă mai vii o dată, cum a venit, că se uite și lumea asta nu la mai, aici. Te rog eu să când nu mai dai mie. Când ai venit acolo, așa. M-ai făcut de râs în fața la femeile alea. Așa. Că nu mă duc la muncă, că ai vărsat pe mine. Uite, sunt fleașcă. Așa. Din ce scop? Ca să vadă și dânsa unde te afli tu. Unde mă aflam? La cărciumă. La cărciumă eu? Da. Păi bun, mă lătă mâna să mă cinstească. Care e treaba ta? De ce nu veneai acasă? Păi, nu mai da. Nu dau, dar tu faci una, două, numai așa faci. Păi mi-e frică că dai. Nu mai viu, gata, mă înțeles. M-ai făcut de râs, una, a doua. În fața la oameni aia. Hai că femeile aia cu gura mare. Da. În fața la oameni aia m-ai făcut de mi strece dacă te-am făcut. Da. Cu doamna Ierit. Ai venit de m-ai făcut de râs. Recu să fii că-ți rup dulapul ăsta cu tine. Cu gura ta m-ai făcut de râs. În tot satul m-ai făcut de râs. De ce te-am făcut de râs? Că n-ai servit și nu știi să-ți ții copii? Taci. Da, aia te-am făcut de râs? Taci. Da? Că rup dulapul ăla cu tine. Dă-te de aici. Hai, dă-te puțin mai încolo și discutăm. Hai, dă-te așa. Ce să discuți cu tine de la 7 metri? Ce vrei să cer scuze de înaintea ta? Scuze? Da. Să te dai pe brazdă. Așa. Da, să faci ce vreau eu, nu ce vrei tu. Ce ai adus, mă, la copii tu azi, mă, dacă tu vii și faci bala muncă acasă, pentru ce, mă? Nu, eu te, de ce faci tu așa, vă? Păi te pregătești să dai. Ce să dau, vă? Să dai în mine. Eu în tine? Da. Și mie cum vine să viu de la sat supărat? Marian, lasă, hai să ne calmăm un pic. Știu că s-a întâmplat ceva urât acolo, da? Da, doamnă, dar nu e frumos să mă facă și pe mine de râs că am avut și eu o... E adevărat. Vă dați seama să vină cu dumneavoastră acum să arunce pe mine... E adevărat, am înțeles. Dar toată lumea acum e cu spiritele foarte încinse și eu cred că trebuie să ne dăm un pic o pauză. Dar să înțeleagă, doamnă. Da, ne dăm o pauză și pe urmă discutăm calm. Situația a ajuns prea departe. Violența a devenit ceva obișnuit în această casă. O discuție calmă ar putea să îndrepte lucrurile. Orice om și orice familie își are momentele sale de cumpăna și greutățile sale. Tu, Marian, ești nemulțumit, te simți ratat într-un fel pentru că ai renunțat la serviciul acela al tău care ție ți-a plăcut. Iar tu, Gabi, te simți nefericită pentru că lucrurile nu merg bine, pentru că nu ai și tu... Nu de toate, că de asta nu o să avem niciodată. Dar măcar ce-ți trebuie pentru familia ta, pentru copiii tăi. Ar trebui, în primul rând, ca fiecare să stimuleze stima de sine, da, a celuilalt. Sunteți împreună, aveți trei copii, nu există decât două soluții. Ori vă despărțiți și asta presupune ce? Să rămână copiii ăștia fără tată sau fără mamă, nu? Da, da. Sau să-i despărțiți. Ori să vă împăcați, pentru că asta nu-i viața. Și atunci ce-i de făcut?
Ce e de făcut? Soluția ce, pe care o găsim. Uite că e aici, da? Doamnă, ce spui? Faci ca mine și de unei. Nu, uite, eu vă propuneam niște soluții puțin mai bune decât nu mai faci ca mine, fiindcă acest faci ca mine e un pic cam egoist. Trebuie să facem următorul lucru. În primul rând, trebuie să ne încurajăm mai mult unul pe celălalt, să ne susținem mai mult unul pe celălalt. Să stimulăm încrederea și respectul de sine al celuilalt, renunțând la reproșuri, la cicăleală, da? La a scoate ochii celuilalt pentru ceea ce a greșit. Orice lucru bun făcut, îl apreciem unu imediat, unul pe altul. Pe urmă, ar mai trebui să fie această complimentare, să vă spuneți câte ceva frumos, dar sincer, nu trebuie să fie numai de ochii lumii. Sau să fie ceva să ne apreciem, nesincer. Renunțați la ceartă, renunțați la critică, renunțați la reproșuri, renunțați la jigniri. Găsiți cuvinte bune de apreciere. Învățați să vă respectați și să fiți politicoși unul cu altul. Astea soluții. Iar pe termen lung, soluția la toate problemele astea și ca tu să te simți mai bine și ca ea să se simtă mai bine. Nu să mă duc la serviciu să facă mine. Exact. Iată că în această casă se pot purta și discuții civilizate. E poate primul pas pentru rezolvarea situației. O nouă zi poate fi un nou început. Dimineața. Dimineața. Ce faceți? Uite, ne pregătim să plecăm la câmp. Păi merg și eu cu voi. Da? Vreți să mergeți? Da, nu mai fost de mult. Uite bine, Ioane. Tata. Ușor. Ei, bă, atât gospodar ești tu. Dă mă încoasă, dau eu fira de râs să fie. Uite așa dai. Burienii li dăm așa noi. Uite așa burienii. Ce rog să vă stau la poartă și mă uitam la tine. E o grămadă treabă de făcut în curte. Ce drept, treabă? Mă uitam și eu de tine să văd dacă vii. Intră dreacu în curte, tăi dreacu, îți dau una acum să ieși lumea asta la noi. Dar stai numai la poartă, c***u, să fii cu bătaia prostă. Dar ce am făcut, mă, că m-am uitat și eu să văd dacă uite, vii? Ia uite ce e pe jos. Dă mătura, nu mătura, ai tu, te... Trecu de aici, curte, dă-te, dreacu, mai repede. Păi atâta știi du-te să dai, la bucătărie acolo, dă-te, dreacu, dai de tută. Tu de ce am fi să faci? Păi, te ia mama, te aici cu mătaia proastă. Ca tine. Zici că ești bomba atomică. Da. Te dreacu, dă micu, dreacu. Pune mâna și strângile, dă-te, dreacu, mai cu viață. Dreacu, dar tu ni la spital de nebun nu te faci bine. Măi, du-te tu acolo, că tu nu-i să tu. Mă faci tu pe mine nebun. Mama, aici. Mă faci nebun pe mine, recu. Poate pui mâna pe toporul ăsta, dă-ți dracu' el în cap, dă-te, recu, de aici, că te mai enervezi. Poate mă duc în toată lumea și te las dracu' aici. Bă, te ia, mă, că nu mai bine fac pușcărie decât cu tine. Te faci pușcărie, mă, să-mi faci pușcărie, ce faci? Te ia, mă, că-ți dau cu ăsta în cap. Vine la tine dacă faci pușcărie, mă, du-te! Te ia, dracu' de aici, mă, că-ți dau cu ăsta în cap. De-a, dracu' de nu în cap îți dau. Ia-le și spalezi. Nu vreau. Ia-le și spalezi. Nu vreau. Fă tu faci circ, faci cu mine pe curte, pe zi de zi. Cu jocul tău, tu, cum ai că îți bagi joc de mine? Te e drept cu de aici de tot. Eu sunt prost, te e drept. Te de tot, de gama asta, să-mi bag de tot. Te bat să mor, de-mi te bat? Hai, să vedem pe cine bat. Fă tot, a mers pe mine, și mă, de să-s, norocul tău. Te e drept pe mine, mă. Eu te bat, drept cu mă, firea, drept cu norocul tău. Te e în caz, du-te, e drept cu de aici. Cu câțiva ani în urmă, lucrurile stăteau altfel. Marian lucra în poliție și avea un venit decent. Dacă atunci fugărea infractori, acum a ajuns să-și fugărească propria soție prin ogradă. Ca să se liniștească, Marian face o plimbare la cârciuma din sat. Când se întoarce, e la fel de nervos. Ce faci? Ce să fac? Stau în pat. Știu, dar iar la telenovela dracilor. Păi ce vrei să fac? Eu de prostă că ești. Ce vrei să-ți fac eu? Eu. Păi, tu ai dat-o ziua la cârciumă și vii la mine să-ți fac eu mâncare. O să beau. E, du-te! Ai luat pâine la copii de dimineață? Ai dracu din gură. Ai cum, mă, taia prost. E, cum? Ai, du-te, dracu, de aici. Hai să ne uităm la televizor amândoi să vedem ce ai să faci. Ai, dracu, de televizor cu norocul lui. Scoate-m! Ei, tot tută, să-ți dea omul, să toată la căldurică. Păi ce vrei să fac? La ea, pe aia, stau cu copii, uite și nu ne... Păi tu ce faci? Fac cu... Uite, sperii copiii ăștia cu gura aia ta mare, de ne știe vecinii, de ne-am știut dracu tot satul. Și ce faci? E, ce să facă? E. Ce faci tu toată ziua? Să dea omul, să stai, stau și acasă, nici dau dracu mai plin nicăieri. Ai luat un sat de cartofi să mâncăm o lună din el. E, pușie. Ajută-mă să-i cresc. Păi eu ce nu? Nu stai toată ziua la cârciumă și pe drum cu
toți vagabonzii. Stau și acolo, mai beau și eu, mai uit de supărare. Că viu acasă, eu să fac acasă, viu să mă cer cu tine toată ziua. Ia căruța, du-te cu ziua la Araci, la Vie, la Draci, unde se duce lume. Haide că le mai pui un par de bere. Păi atât ai știi, atât, bagă mâna în cartofi și bagă în cara de bere. Ăștia să-i și bagă în tine. Ia să-i bage măta în gură. Da, să-i bage măta, bagă-i tu că tu i-ai adus. Îmi pui un par de bere și plec la cârciumă să vezi ce beau. Hai, fă-mă dracu, bă, te beau și eu. Păi te-ai prostit acum? Păi dacă tu bei, eu de ce să nu beau? Bă, dracu, ce ești? De ce nu bei? Pune să... Dracu, să vezi ce mă găsești aici, am cucat. Măta băut. Așa, și? Și acum ia-o tu. Și ce faci? Ii tu locul lui, mămica ta. Și care problemă? Hai să treci. Hai să treci. Hai, hai, tu, ia, mai am ca una. Păi nu ești o doamne și patru. Ia, o doamne, că mai mult mâine cu ziua, iar bani. Pentru ce? Pentru beri? Păi de ce să nu beri? Păi, o să cază dracu tavanul ăsta pe tine aici. Ia ce frumos e aici. Da? Mai zgârmă copii, mai trie copii și merge. Da, servici că ai văzut ce vine mașinile și caută oameni. Pe 12 milioane, tu nu te duci. Eu? Da. Tu ești la poartă, acolo și faci el ăla, haide. Nici de-al dracu nu vreau să muncesc pentru tine. Stau cu burta goală. Nici nu vreau să muncesc pentru tine. Păi mi-e foame, mă, și mie și la copii. Ce mâncăm? Ție nu ți-aș ajunge nici de-al dracu mâncare. Uite de la mine, da? Dar tu bebe? Da. Da? Păi eu muncesc. Hai, ia și bea. Dacă nu mă duc să vezi, nu că mă duc acum și mă duc chiar acolo la cârciumă și viu. Păi unde să mă duc? Dacă găsesc cu ziua, viu. Cine-ți dă ție bani de la ora asta în sus? De mâine găsesc. De mâine și până mâine ce mâncăm, mă? Ce mai găsim? Ce? Păi mănâncă ei, nu mănâncă. Pe pâine? Nici de-al dracu nu plec. Nu pleci? Da. Du-te măcar la primărie cu lopata în mână. Să duc azi, eu nu mă duc la primărie. Nu te duci? Nu, nu. La... Du-te acolo și răște la calca, tu stai băligarul, o să ții, intre peste tine și tu, aici. Și tu și ce eu, faci? Și eu stau un pac cu coan. Stai eu cu ăștia, de ce nu ești? Că de-aia m-am măritat, să mă ții pe mine, bărbatul. Bărbatul? Da. Ai, tași în gură, nu mai te ține bărbatul pe tine. Dar ce să fac? Ati femei munceite să-ți bate și cu copii da, bărbaților e... Ce bărbați? E ca lumea, nu ca tine. Cel puțin s-au certat, dar nu s-au mai alergat. Să vedem cum reacționează cei doi soți când e vorba despre treburile din gospodărie. Oh, ce sfere e adere cu vieță. Unde fi fost, mă, mâncați aici, gurata femeia asta, măi? Frate, mă, că nu face nimica, măi. Aude, bărbăr, ce aici. După două, trei zile. Păi repede, mai cu viață. Aduc, fă mătura aia și tu firea. Ce mătură să-ți aduc? Pune mâna și pune-l în roabă și de-aia poate. Pune-l cu și ia mătura aia că te ia mama. Știi să dai, atâta știi să faci. Pune mâna și dă afară de acolo, ia-l, pune-l în roabă. Eu mă duc cu ziua ca să vin să... Te-ai omorât ce te-ai dus cu ziua. Firar ziua ta, dracu, ai adus 50.000 atrasă până... Cum să vină cu ziua mea? Ia mama. Hai, dă-i că atâta și să-mi faci capul atât. Firea, dracu, se fie că bag furca asta în tine. Du-te, dracu, de aici. Adu mătura aia cu a... Firea, băta. A, cu ce dai cu gura aia? De-aia ne știe toți vecinii pe aici. Ia, aici din lac. Dați-vă așa în fața lui, că dacă dă bani să mă lovească pe mine, să mă lovească pe voi. Hai! Ia, pune mâna și mătură. Să fii de sperii copiii ăștia. Da, că tu nu-i sperii. Seara de seară când vii pilit și faci balamuc. Cu te, dracu, cu că mi s-a urât să mai stau cu tine. Fire, da, du-te. Hai, pune mâna. Te ia, mă. Te, dracu, de aici, fire, mătă. Pune mâna și dai cu mătură, fă curățenie. Ia uite cum eu arunc. Spui că de ce nu-ți dă ăștia calul? Păi de-aia nu ți-o dă, că auzi ce-i în coșar. Cum să-ți dea calul? Ia uite ce-i acolo. Calul, măți. Da, dragi, păi de-aia n-ai bani. Să te iei un pachet de țigări. Că uite, nu, nici la cal nu ești, că așa îți dăteam măta. Bani. Păi, fii aici, vezi cum faci, vezi cum faci și pleacă de aici. De ce să plec? Pleacă, du-te de unde vrei să mă... Să fii. Ești mai apar din lac, te bate și pe tine pe urmă. Lasă băieții în pace. Să uite lumea. Și dacă să uite ce faci? Ce, nu știi ce piesă ești? Îți dau cu asta în cap să dea ești bun numai de gură. Adu-mi atât. Roaba aia, fie aia cât de roabă. Ce faci cu roaba? Îl încarci în roabă că afară l-ai dat? Ia dracu, dă-mi da uite aici. Și dacă dai ce faci? Al dracu, mă fac, dă-mi da uite aici. Dacă le iau mâine și pui eu căruța și pui și calul și mă duc și-l duc. Duci, și tu stai să te uiți la lună. Pui, firea, să fii norocul tău. Nu ești în stare de nimic. Nu ești bun de nimic, nu ești bun. Tu chiar vrei să-ți dau pe buțul, că sperii copiii, dă-te dracu. Dai cuminte, nu da. Că și eu știu, păi eu nu iau și dau și eu. Ori tu ești mai bun ca mine. Hai că-ți dau ție peste mine. Vedem care mai am dracu din noi doi. Da. Uite, iau-te, te ia, iau. Cum arată? Și ce vrei să fac? Așa? Mă duc și-l schimb, cu ce vrei să fac? E dracu de aici, uite cum arată. Păi cum? Hai să vii, iau-te, uite pe la lalt. Hai du-te, lasă că n-am nimic, mă duc și-l schimb. Ești tare, că de-aia te-ai îngreșat, du-te. Du-te și până la gândește. Hai că să vezi ce scriu băligarul ăsta aici, pe tot ce pui. Stai acasă, mă duc eu la servici, să te aduc ție de toate. Tu vrei să dau cu asta, da? 2 kg de bere, un pachet de și tu să stai. Vrei carne, stai la inimă, la tel... Fii tu cât de aici. Pleacă, tu, măți. Mami,
Aia de proastă care ți-a dat o educație proastă, rău de toți alea, dă te recu de aici. Mai lua tu de bună. Să uită vecinția să te potolești odată. Hai mă, te pune și mă una pe așa, fă treabă, mă. Păi ține prății, dă-te. Și dacă nu prății ce face, nu i-am măturat și-l mătur. Ce aici de nebuna, de. Nu, uite-te, unde stai tu? Nu, lasă, mă duc și schimb. Iată-l. Mă duc și-l schimb. Iar din nou. Ia uite ce e pe mine. Să pui mâna să-mi aduci de rău, să spăl. Du-te la... Baga-l tu și spaie tu. Eu te voi, eu zic să că la ăla, mă, dacă dau cu asta în cap, dacă nu... Du-te, cu scoate din lacul acolo. 8 ani mi-ai mâncat. Tu mi-ai mâncat. Cu anii tăi. Uite ce mi-ai făcut. Ce ți-am făcut? Trei copii. Tu ai făcut de te... Făcut și tu o cameră în curtea asta. Ai auzit tu pe un bărbat care a născut doi gene? O să stai cu alea în pătur. Dacă nu pui mâna la muncă, să faci și tu o bucătărie, să stai și unei cu alea. Cine? Da. Aduci tu căruța aia cu aia, trage-o cu aia. Păi tu nu poți, ești bărbat, trage de aia. Păi, du-te și trage-o că nu mori. Așa e, auzi. Păi tu ești ia pe de-aia mare de lugă și... Păi ești ia pe înaltă, grasă, ești mâncată. Păi de mașie, tu numai eu. De cu aia. De cu aia, dă-te. Trag una acum, păi firea de aia de dai, răștii ceva că nu știi nimic de capul tău. Te bat. Și dacă mă bat, ce faci? Te bat, păi știi ceva dacă să uită lumea la noi. E, și? Să uită. Nu te cunoaște ce piesă ești, stai cu minte. Drecu, că dai ce mă doare. Da, și așa e ceva să iei de la vine, tine. Vine să râzi aia de aia. Formă de om ești, e și normal să-ți vine să râzi. E și frumoasă aia de aia. Haide, haide. Aia din... Du-te la altele mai frumoase, vezi care se uită la tine fără giulele un buzunar. Mai poate să fac asta pe curul ăla. Stai cu minte să nu dai. Să dea trăși la cu măta, cu datul tău. Bă, drept. E de pe de aici cu datul tău. E să fie. Da, cu Dumnezeu, că mi-ai mâncat viață. A, poți și tu. Toată viața am plâns. Eu te întreb așa. De 8 ani de când te-am luat, de când plâng în continuu. În continuu plâng. Când te-am luat de la măta aveai două perechi de kiloți. Ei, mi-ai luat tu 5. 20. Hai, taci, dracu, din gură, mai faci așa. Bă, ia mama. Uite, să uite de acolo, la noi, de te ce faci? De aici. Și ia ce uite, zici? Bă, haide, haide, drumul cu așa ce scoate. Pune furca aia tu spre mine, dă-te fi cu să fii că stai bun acum. Păi nu dau, păi nu dau. Păi nu da. Și ți-a zis, uite, uite lumea la mea. Și ce faci? Ce nu știe ce piesă sunt? Măi, ce e firea cu de stâncuță cu glasul tău? Da, sunt stăcutul, ce ești? Pune mâna și muncește, că e ploaie, că e vânt, că e nisoare. Tu stai du-te acolo, că ai trei copii. Măi, ce că să mănânci la burtă și tu bucăți. Dar să facă, m-am învățat, mănânc la două zile odată. Mănânc la două zile? Păi da. Nimic, nimic, nimic nu se leagă de tine. Păi de tine se leagă. A avut dreptate mă tacu tacu, că nu ești bun de nimic. Aia, mă tacu tacu, ce ți-a făcut mă te-a lăsat aici? Da. Da, p***u de aici. Auzi? Aia, auzi, nu sunt. Du-te la aia mici, auzi. De ce? Du-te că... A făcut treaba mare. Da? Ia uite ce mers, a zis că ești tramvaiul ăla nou. Marian fie își amenință nevasta, fie o fugărește, fie o ironizează. Ce-i drept, nici Gabriela nu se lasă cu una cu două, iar când vine momentul mesei, se găsesc noi motive de harță. Aduce-mă foame? Da. Ciorbă spui? Ciorbă, ciorbă. Te ajunge pâinea asta? Că nu avem pâine la copii. Atâta fa firea cu măta cu... Asta e pâine? Păi de unde mai am multă? Nu trebuie să dau la copii să mănânci? Vrei pâine tu? Așa, uite. Păi ce? Nu ți-am zis că n-am butelie să o încălzesc? Păi nici Rex nu mănânc. Și ce vrei să-ți fac? Dacă vrei o mănânci, dacă nu arunc. Pune-ți-o în cap singur. Ce să fac? Să-ți-o pui în cap. Mănâncă dacă vrei, dacă nu arunc. Stai așa, dă-te cu băta, că mă enervezi acum, dă-te, bat, talele toată cu de-a de-a. Toți vecinii se uită la mă. Ce vorbești, mă? Dă-te, vei cu de aici cu... Capul, măti, du-te în casă, firea aia de fi cu ciorba, măti. Firea aia de norocul tău. Na, și mănânc cu ce măta, dă-te. Cu ciorba, mă. N-o mănânci? Hei, de dimineață ai făcut la copiii aia cartofii aia, ziceai că e ghiulele. A, așa. Mi le da mie. Și? Venisei așa cu ele. Na, mă, na. Ziceai că e tablă. Mă, e? O foie de te, că nu știi să faci nicio mâncare. Dacă nu mănâncă ciorbă, na. Păi dacă să-i știi, unde mă, îmi dai ciorbă, zeamă de pe masa, de... Vino cu așa de-aș masaj. Nu mai te feri, dă-te. Dacă e să-ți dau, îți dau eu una, haide. Păi lasă-mă să iau masa, că știu haide. Că de-aia prost. Hai, iau invers. Că nu e sănătos în cap. Cine mi-e? Tu! Pleacă de-aș, pleacă de-aș cu masa, du-te, pe vecine la noi, pleacă, firea aia, mă, alergea, mă, cu curtea aia, uite, uite, acum azi, rupeai gâtul. Ce faci? Cu norocul tău, mai faci figuri de să uite toți vecinii ăștia la noi? Ișa, ieși, dă-te, recu, du-te la copiii aia, că țipă copiii aia, dă-te. Ai căzut și te-ai lovit la căpuț? Da. Uite. Uite, mai se uită și lumea la noi. Uite. Ce a făcut? Și-a spart capul? S-a lovit la cap de ușă. Tu
Nu înțeleg că tu ieși în stare de mic. Te rog eu frumos să pleci la cârciumă de aici. Du-te la televizor. Du-te și lasă-mă, că mă stau cu copiii aici, în casă, nu mai du-ți. Gata, gata, hai că te-am speriat copiii, de c***, de aici, de tot. Vezi că am plecat. Du-te! Mă duc, mă duc să-mi beau o bere și lasă-mă. Du-te să mai vii. Nu mai viu. Marian se duce la cârciumă să mai bea un păhărel. Între timp, în disperare de cauză, Gabriela se hotărăște să apeleze la consilierul de urgență. Nu mă mai înțeleg cu el deloc. Da, mă înjură, mă... Cum îi vine la gură, așa sunt. Irina Petrea răspunde solicitării Gabrielei și sosește a doua zi de dimineață în gălăgioasa gospodărie. Cu siguranță nu va fi un caz ușor pentru consilierul de urgență. Bună ziua, Irina Petrea sunt. Ele sunt s-o Marian. Îmi pare bine, Marian. Da, ce, da? Ce ați spus, doamnă? S-a plâns nevastă mea de ceva? Hai să ne adunăm un pic. Da, 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 nicio problemă. Nu prea stau lângă el, că dă cam repede. Aoleu! Care e problema? Nu mai pot să mai rezist. Are niște gesturi foarte prostești. Da. Și tu, Gabi? Și eu ce? N-am ce să mai discut despre el. Că nu spăl ca lumea. Că eu atâi fac. Barind de călcare. A, uite așa, în halul ăsta. Păi, atâi fac. Ce înjurături și... Stai cu minte, ce faci acum? Ce vrei să arăți? Ia uitați ce-a făcut. Ce am făcut? De dimineață până acum. Tu arăți de mine, tu nu sunt bună după 9 ani, nu ți-ai dat seama cine sunt? Dar întrebați-l câtă bătaie mi-a dat, de m-a târât de acolo, din spate și până aici păi în asta față, vreau să păi asta doar, nu. Stați așa, că vorbim și nu ne înțelegem. Da. Deci tu de ce ai plecat atunci când el avea serviciu? Tot din cauza asta. Păi din cauza la care? La trai, venea acasă tot așa și mă bătea că avea femei. Eu nu înțeleg. Și a doua bătaie. Bătaie. Ce ai spus ceva și de care femei? Motivul? Băi, femei, nu mai spui că trebuie să plece aranjat, gătit, bine parfumat. Și luam bătaie tot eu, că nu știam să-l calc, că nu știu. Auziți să vă zic ceva. Tu nu erai îngrijit. Eu întrebat să eu cine calcă. Cine calcă? El calcă, da, el. Uitați-vă motiv. Tu calci? Da. Te-ai săturat de bețiele lui, te-ai săturat de scandalul și de bătăi. Da. Așa. Și m-a mai fost un motiv pentru care da, că se duce la femei. De ce te-ai întors? De ce? Da, da, da. Uite, de faci o fetii, ca să aibă și ea un tată. Deci, că e tasul al ei și o iubește, nu? Este, hai că nu dau în tine, că te, după ce pleacă doamna, ți-o dau eu ție ca lume. Dacă nu și acum, dumneavoastră ați văzut popă cu patrafirul rupt și polițai nebărberit? Nu, că e o uniformă care presupune o anumită decență. Asta eu, totdeauna. E, dar vii la o anumită oră acasă, când ai ieșit de la servici, vii acasă. Cu ce te-a amenințat? Că dacă mai mă duc, ce înseamnă să mă duc eu cura la, să mă duc pe șantier? Ce să mă duc eu adică cura? Adică dacă te duceai îngrijit în uniformă, asta înseamnă că te duci la f***. Da? Mi-a spus cu gura lui că a fost cu ea. Cu ea? Da. Care e ea? Cu Gina. Vrei să-ți o spui pe nume? Spune pe nume, na. Cu Gina. Care o știm cu toții. Da. Gina, Vasilica, nu trebuie. Și nu vă spun dar că... Dar nu era păcat de uniformă, vedeți? Na, și acum ai ce dar să mai așa zic? Așa spune, când ai uniformă, să taci. Vai, da, a stat toate cu păi ce a... A stat eu, a făcut ai copil și o proastă. Cum tu ai plecat ca o proastă, așa a plecat și ca proastă. Da, bari mi-am făcut copil și am stat să trag de rău cu tine. Aha. Păi de cu cine ai făcut copil? Cu tine, cu cine? Eu nu recunosc. Aoleu, nici asta nu recunoști, Maria? Păi recunosc că am semnat acolo. Certificatul copilului, nu? Bravo. Actilele. Tu te-ai gândit atunci când ai dat-o de nevastă ca să o înveți toate lucrurile astea da, da. Da? Altfel, altfel, în felul tău. În felul meu, da, doamne. Dacă vrei să trăiești cu mine, trăiești așa. Dacă nu, eu mi-au tot și plec. Și bună nu te pune mâna și sapă acolo că am pus arbagic și mănânci ceapă verde din mâinile mele și din picioarele mele care se pară ca păi ce nu cu picioarele? Și tu ce ai făcut? Tu te dracu, dar orice că am pus, auziți, doamnă. Ai mers la via, ai legat un rând de vie? De m-a găsit dracii, de m-a usturat, iau ce-am palme, uite bătaile. A cui e vie? Stai, a cui... Am mătășit altă. Păi nu te-ai drept, ai fost cu... De ce? Ca să bei tu vin la toamnă. Și eu ce să fac? Eu să mă uit la tine și să spargi capul cu asta. Nu e păcat. Păi ei să-mi o dai. Tu n-ai săpat la via voastră. La vie? Da, n-ai legat. Am bătut la araci, atât. Am bătut la araci. Așa, deci nu leagă bărbați. Nu leagă bărbați. Hai să mor eu. Da. Aici am comun asta bun. Dar femeile nu, n-are voie. Nu te drept cu asta, mergi să-ți mai bei. Cât de proastă ești, dacă mai și bei, nu mai înțelegeam în curtea asta. Fiecare o ține pe-a lui. Reproșurile nu se mai sfârșesc. Consilierul de urgență intervine pentru a da discuției o direcție constructivă. Ce ați făcut până acum ca să ameliorați situația asta? Ce ați încercat să faceți? Tu ai încercat să pleci de acasă și n-a mers, te-ai întors ca să-ți crești fetița lângă Marian. Da. Tu ți-ai lăsat serviciu ca să ce? Ca să o păzești? Păi ca să nu, ce? Ea mi-a zis.
Că dacă plec îmbrăcat frumos de acasă... Bun. Ca aveți... să nu-i mai dai motive de suspiciune. Da. Bun. Și de cert. Bun. Da, uite, bun. Doamne. Să trăiești, bă! Când hai, mai pune-o cană. Când a luat scobitoare de un drac. Da? Și ce s-a întâmplat? S-a îngrășat? Păi n-a născut de copii. Să îngrașe omul? Să mai și îngrașe femeia. De trai bun, doamne, știți că doarme? Dar știi ce trai, poftește femeile astea la traiul meu, ce trai ducă. Deci de 3-4 ani lucrurile s-au înrăutățit foarte tare, pentru că văd că la fiecare propoziție tot un cuvânt urât sare și tot un reproș apare. Da. Cea mai mică mișcare, gata, imediat mă atinge. Există vreun moment în care sunteți de acord pe ceva? Există vreun moment, există vreo situație în care vă puneți de acord? Nu. E cel mai adrac cu femeia asta. Eu nu pot să dau. Uite, de exemplu, azi mi-a zis să-mi faci fasoli. I-am făcut fasoli. Așa. Uitați, m-am dus să-i pui în farfurie să mănânce, să vedem dacă, că sunteți și dumneavoastră aici, să vedeți dacă îi convine farfuria și fasolea care e în ea. Ciucaș ia doza de răcoare cu un pic de relaxare. Ha, mi-a luat să vă arăt. Asta e bucătăria. Da, bucătăria mea. Uitați-mă și dumneavoastră, dacă credeți că asta nu e mâncare. Dar de fapt, de ce să plângi așa? Dar nu știu, uite, doar pui și o foie de dafin, piper. Da, nenorocitul ăla de bulion, nu poți să pui cât îi convine lui. Păi cât să pun când? Că am terminat un borcan, uite, numai unul ăla asta pun în urmă. Și de unde să iau că fac și o economie, că nu aduci. Nu știi dacă mâine îți mai ajunge, de asta te limitezi la ceea ce ai, să nu cheltuiești tot, să mănânci tot într-o zi, că nu știi... Că mâine n-am ce să pui la copii să mănânci. Uite, ți-am adus fosul să mănânc. Asta e fosul? Nu are mărar. Una. Roșie nu e. Ia uitați. Ia mănâncă tu. Păi tu de ce nu mănânci? Ce are? Nu mai țipa că te mă enervez. Fire, pleacă de aici. Pleacă că e aici de față cu doamna și mă superi. N-ați încercat să faceți sal și altfel, să faceți separat? Nu știu, pentru el, dacă lui îi place mai pipărat, mai sărat. Când să fac eu treaba asta? Să uite la televizor, eu să doamnă, spăl, doamnă. Eu să sap în grădină, a, eu uitați, să fac toate. Ia uite, uite, ați folosit. Și el ce face? Și el își ia ce e pe el și pleacă și mai văd seara. Vine fără pâine, fără nimic la copii, eu ce să fac? Adică eu vreau, doamne, să eu vreau să o dau pe brazdă. Hai să mă dai. Tu, că n-ai dibla bună, ești... Auzi, doamne, și eu am fost ce am fost, am dat un test. De... Ce ai fost, mă, și ce ai ajuns? Și a ce a fost, te-a întrebat. Da? Ce am fost? Ea a fost am făcut și eu în clasă și uite, m-am mărtat și am făcut și eu 3 copii. Să fiu și eu la casa mea cu bărbatul. Cu cine? Atâta, cu tine? Cu tine, mă, că nu știu toată nimica, mă, că mi-a mâncat viața de mine, mă. Ai știut decât să stai. Da. Uite, nu, alții face case, mașini, cumpără, tu ce faci, mă? Uite, fac și o casă. Ce faci, mă, că ai făcut potecă la ăla la cârciumă? Cine? Tu? Nu prea am respect de aia, că nu știe. Nu înțelege. Da, ai avut vreodată? Da, dar am cum avut, a luat? Dar nu înțelege. Dar ce respect mi-a dat? Și de ce nu-l mai ai? Pentru ce ai respectat-o când ai respectat-o? A fost și mai tânără, mai... Nu, a arătat și mai altfel. Adică era cine știe ce respect. Mai mult îți plăcea de ea. Acum nu-ți mai place de ea. Nu, că m-am îngrășat, că... Și ce faci, Marian, că nu-ți place mâncarea asta ei? Că văd că nu mănânci. Nu mănânc! Și gata, cu zilele nu mănânci? Și stai nemâncat așa? Îmi iau un colț de pâine, îmi fac ce-mi fac, dar nu mănânc. Mai bine mă duc, dai, doamnă, o ceapă și mănânc ceapă cu aia decât să mănânc spărături de asta. Problema era următoarea. Cheltuiai pe mâncarea ta mai mult decât bugetul pentru familie? Dar bineînțeles, ce am, doamnă, acasă, nu-i ajungea banii vetă. El trăia singur cu salariul lui care le avea atunci. Deci salariul lui era pentru el. Da, când se ducea și scotea banii pe card, el își cheltuia pentru el. Și ce, cum crezi tu că s-ar putea rezolva problema, Marian? Să adapteze mediul românesc. Bun, și dacă nu se poate adapta, care e problema? Trebuie să adapteze. Păi cum? Despărțit. Dacă nu poate, nu poate. Oricât încearcă, nu poate. Care e problema? Cum vezi problema? Ea trebuie să judece. Crezi că te-ai descurcat cu 3 copii? Să crești singur? Da, mi-a spus cine, că e una de 18 ani, doamnă. Bine, stai un pic, Gabi, nu mai lua. Că mă enervezi acum, am zis-o de 18 ani. Doamnă, vă zic ceva, pe cuvântul meu, că mi-e sănătos la cap. Eu vă zic că nu are, ia uitați noastră. Nu are ce? Nu are bun maniere asta, dar nu mai îmi face încă un doi. Nu mai cere femeia la pat. Cine? De ce te superi când îți iau? Asta nu... Ia patru tine de la farmacie, nu ești și sare nici 70.000 să-mi dai. Deci tu nu vezi nicio soluție la problemă. Eu am întrebat așa, ce vrei să fac? Ba da, vă dau. Eu sunt bărbat. Adică să o transformi în alba ca zăpada? Sau cum? În ce? Păi mai faci asta albă ca zăpada? Păi nu știu, în ce vrei să o transformi? Explică. Dacă o fac pe asta albă ca zăpada... Bă, în ce vrei să o transformi? Că tot nu pricep. Într-o femeie. Păi este femeie. Ce sunt? Știu.
Tu ce ești, duce? Ce sunt, mă, ce sunt? Nu sunt și o femeie, ce-am? Tu, cum vezi tu soluția ta la problema voastră? Ia zis așa, mă, ce procedere vrei tu? Eu să fac numai să nu mai fie ceartă și bărbat. Auzi, doamne, iar bucătărea să nu e bună, la pat nu e bună. A, la pat e bună, la pat, vă spun. A, Sara, ați gândit acum. E bună dacă să zic că ți-ai zis seara. Haide. A, tu, așa ai zis seara? Da. Păi dacă îi zic... Că la iapă! Că la vac! Ea a spus că e dispusă să-ți facă pe plan și numai să fie liniște. Faci de acum tu, uite că e doamne. Faci de acum mâncare. Dar mă, fac, eu la copii fac separat și-ți fac și ție. Numai să nu mai mă înjuri, să mai râzi de mine. Bun, credem și că... Și eu fac treburile mele de femeie. Am înțeles ce Gabi dispusă să facă pentru ca să existe liniște în casa asta. Da. Și condiția ei a fost ca să aibă bani. Eu cer ție ceva. Mâncare, spălat, călcat și eu mă duc la muncă. Fac, bun, am zis, bun, hai, da. Concluzie aici. Ai spus tu cu gura ta, da? Da. Ia, uite, de exemplu, spală. Da. Du-te că alea acolo are o 2-3 zile. Da. Du-te și spală. Ia să vedem ce faci, ia să vedem ce mâncare faci. Păi, acum te duci, na, după ea. Cei doi soți și-au luat câteva angajamente importante. Să vedem mai întâi cum își va îndeplini Gabriela sarcinile, mai ales că pretențiosul soției cu ochii pe ea. Ia uitați. Da? Apă, ziceți că e de aia de la petrol. Eu o iau acum și fac... Tot așa, o rup de tot, de un recu. Păi și de ce s-o rup? Mai ai în de ce formă? De ce doamnă o rupă ea? Păi era crăpat oricum. De ce o rup tu? Păi să vedem în ce te speli. Ia uitați, doamnă, na, dacă pe asta o aveam, e, o rup și de tot și iau și ia uitați asta aici. Asta e acum, ia și spală. Lasă să-și facă treaba, nu știu, tu când erai amici pe da, unde, nu, când făceai ceva. Ați văzut dumneavoastră cât de-a dracu este, dacă eu n-asta mă spăl, că pe asta o am. De ce a dracu are tupeu? S-o și rupă. Ți-a luat o băta pe asta? Că mai devreme vreau tu să o rup cu totul, Maria. Ți-a luat o băta? Nu, tu mai rup. Tu? Da. Tu? Da. Eu și ce te ferești? Păi dai. Ai! Păi, te-am dat eu în tine? Du-te la muncă să iau albie nouă, să fac show în baie la copii. Mai face rândul cu albia asta, așa, și una păi să... Păi nu mai face, că a terminat. Acum îi plătești. Vedeți ce face ea cu apă. Ție capul tău! Un cap ți-am dat tu. Ia să și două, hai. Vare! Hai să-i spart de aici. Uitați dumneavoastră ce-ai păi dacă iese culoarea la pantalon, ce vrei să fac? Doamne, ăsta e de rău? Hai! Ce, nu-mi vie, dragi, și-o rupă tine și eu acum? Te bat? Mă bat, păi aș bat, tu știi să dai. Te bat, să dai. Uite, mă duc și ți-o arunc în grădină să nu mai opresc la vecini. Și-o arunci pe mine, tu. Știi să-ți bagi joc de mie, știi să leacă piciorul, nu? De ce râzi de mine așa în halos? Și de față cu doamnă? Eu? Fii, nu știu, altfel de om! Dar de ce tu nu înțelegi că ieși doamna aici să înțelegi tu? Păi nu știu ce angajament că luat! Păi ce vrei să mă fac, mă, când tu? Când tu îți bagi joc de mine? Îți faci ce vrei tu? Te de aici cu măta! Ia cu albia, mă, ia! Hai, spargi! Să te spui la măta! Că de așa ești bun! Uitați, doamnă, traiul ăsta l-am de zi cu zi. Două, uitați, câte perechi de pantaloni a spălat? Trei perechi. Și alea tot, dacă... Păi a spălat trei perechi de pantaloni în 10 minute. În 10? Dar tu în 10 minute ai dat numai din gură. Da? Da. Bun, doamnă, sunt mai buralit. Poate și butuți. Cine e de vină aici? Eu? Uh-huh. Bun, doamnă, ia să vedeți acum o chestie. Ia scoate apă, să vezi ce greu să scoate apă, să grătezi, să arunci albii, hai! Dar ca mine să spăl atâta o căruță după voi. Hai! Hai că vezi, că... Ia uitați pălătura aici, să dea dreaci în viața mea, dreaci și negre. Ia uitați, doamne. E? Ce e? Le-ai pus pe culme? Ești de panaramă. Le-ai pus pe culme? Le-ai pus? Păi eu nu știu să dau, dai numai tu? E tot adreacu, dai bine firea, cu măta. Te aici, dai mine? Panaramă, de om ce ești, care nu ești stai de nimic. Pune mâna și spală pe trei copii să vezi cum e. Firea, dreacu, clătești. Dacă zici că stai și stau și mă uit la telenovele. Astea trăia clătite în patru ape. Tu ești învățată ca măta cu vrecie, dă... De aici cu vrecie, asta data e bună. De copii. De copii. Dacă aveți nevoie și au luns pe unul care nu face nevasta copii, să vie la asta. Dacă iese bani, fac și pas. Auziți. L-am luat de iubire, că aveam drag de el. Era frumos, nu era ca acum. Așa avea niște mușchi pe ele. Nu e vorbă. Era frumos. Acum a sturât. Dacă tu îi spui că ea e urâtă, că s-a îngrășat, îți zice și ea că te-a urâțit, chiar dacă nu te vede că ești urâțit, dar înțelegi? Dar tu mă dracu, s-a făcut pe ea pe de lungă și ia uitați-vă. A făcut ea mare până la genunchi și spune mie că sunt urât? De ce am... Ia-ți-mă alta! Auziți-a dracu-i. Ia, vezi, ce e aici, ia culoare.
Marian se pricepe totuși la ceva, să găsească cât mai multe metode de a-și pedepsi nevasta. Nu vreau să iau apărarea lui Gabi, însă ea a făcut o treabă care mie mi se părea că e în regulă, iar ție ți se părea că nu e în regulă. Acum putem să argumentăm până mâine dimineața aici, dacă a spălat sau n-a spălat. Da. Exact, și nu iese nimic. Și nu iese nimic. Că de fapt nu asta e problema. Tine. Sunt conștient chiar dacă beau un pahar de bere, chiar dacă fac și orice. Și dracu de pahar ca tine sticle. Ce îi faci sticle? Sticle de bere mari cumpărate de plastic. Cât sacea m-a mâncat de sticle mari? În fața lui doamna, numai de sticle ai vorbit. Da, dar păi de ce? Și ea, de ce-o doare? Dar tu ce vrei tu, orice plăcere vrei tu, dar fii și tu mulțumit de mine, nu, că fac și o treabă auzi, doamnă, toată ziua. Să facă... Ce treabă, doamnă, face omul uite, care... Uite, mă, arunit și eu la cal, uite, mă, am măturat și eu, uite, mă, am făcut și eu o treabă pe-n curte, mă. Uite, mă, copiii vine după mine, mă. Cine? Copiii? Da. De ce? Că țipă, doamnă. De ce țip? Doamnă? Țip că am dreptul și nu mi le justifici. Doamne, și vinești tu mulțumit de mine, mă, ce fac eu toată ziua, mă. A spălat trei perii de pantalon de trei zile. Am făcut și eu mâncare, am spălat și eu vasele, am făcut și eu curățenie în casă. Am dat și eu cu mătura. Ce vrei, mă, să fac mai mult mâncată? Să fii cu că nu sunt mulțumit dacă tu faci ce vrei, mă, să-ți fac. Ce vrei să-ți fac și-ți fac. Ia să vedeți acum, plăcere. Ce plăcere? Asta vrei tu? Plăcere, mâncare, să calci. Păi nu ți-am făcut mâncare, mă, să mănânci. Ia uite, doamne. Că nu ai cu mâna pe topor. Ia. A, ia uitați. Nu, iubire, nu. Cum merge? Zeule mare, ce se pot întâmpla aici? Ce drame se pot întâmpla? Nu, iubire, nu. Toporul ăsta, îl lăsați aici la îndemâna copiilor? Păi, doamnă, cum se dau atenția dumneavoastră? Păi nu-i vorba de asta, puteți să fiți și plecați de acasă. Dacă toporul e pe aici și el era cu mâna și scăpa toporul pe picioare și putea să ia picioare.